Ne bucurăm să-L salutăm în mijlocul nostru, chiar dacă în mijlocul nostru e mai dați dimineață sau cu noi este de miercuri după masă, maestru Dan Puric. Ne bucurăm foarte mult că ați venit în mijlocul nostru și ne bucurăm de un pic de entuziasmare pentru trăire românească conform identității noastre. Bine ați venit și vă las pe dumneavoastră, că pe mine m-au tot auzit, sunt sătui de mine deja. Așa, da, bun venit. Să rămână preasfinția voastră. Mă bucur că sunt din nou aici. V-am adus și cărți, erau pe aici. Le-au pus dincolo, așa, da. Știți, se spune că când cărțile se vând greu, oamenii se vând ușor și țara se dă pe de gratis. Tudor Mușatescu, e bună, nu? E, merge. N-am mai scris ultima carte, așa, am mai scris înainte de pandemie, cu 2 săptămâni am scos omul liber. Am o carte acolo cu un portret de cățel, e Dulci, este cățelul meu, o labradoriță. Am zis că e mai deșteaptă decât tot guvernul. E ochiul curat, inocent, care vede. Și într-o lume care nu se mai citește, dacă ați observat. Tineretul, cel puțin, nu mai citește. Am vrut să-i dau o carte unui tânăr și zic, nu, e prea groasă. Altul mi-a zis, numai cât e pe ecranul de telefon. Deci e o lume bună. Nu e o conferință. Conferința sună puțin rece, așa, și este ex-catedra. Adică eu le știu pe toate și nu asta nimic. Ceea ce nu e adevărat. Fiecare om are capacitatea de a cunoaște. Știți care este diferența între comuniunea aceasta în biserică și colectivul globalist comunist? Aici fiecare are conștiința lui și persoana lui unică și irepetabilă. Dincolo, conștiința este dată la ei și cunoașterea. Adică șeful ne știe pe toate, el știe pe toate. Aici fiecare om, biserica, de fapt, demnitatea omului a apărut odată cu Hristos. El a dat această demnitate. Mă bucur, preasfinția voastră, că ați vorbit de trăirea sinodală, atât de importantă astăzi. Și ca un contrapunct, pentru că am zis mărturisirea mea de astăzi să se intitulească, atât de obosit sunt că am zis să se intituleze Ce viață alegem. Eram pe la Mănăstirea Diaconești și o măicuță mi-a zis, domnul Dan, când eram așa în lume, eram pe la Antim și am vrut să aprind o lumânare și la un moment dat am auzit o voce în spate, așa foarte puternică. Când au căzut Adam și Eva? Și m-am întors și am văzut un monah în vârstă, dar cu o privire așa scrutătoare, și m-am speriat și am zis, nu știu. Și monahul a zis că n-au mai fost în același duh. Pe urmă a venit șarpele. Când se despart doi oameni care nu se mai iubesc, când nu mai sunt în același duh, când se distruge un popor, când nu mai este în același duh. De asta preasfinția s-a vorbit de trăirea sinodală, de a fi dinpreună. De ce se fac eforturi la nivel de guvern, la nivel de comunitate europeană, să ne dezbine? Numai în România a fost, ăla a făcut vaccin, ăla n-a făcut vaccin. Dacă ești român ortodox, te trece la Putin, dacă nu, în partea alta. Dezbinare și ferește-ne, Doamne, de ciumă, de războaie și mai ales de războiul dintre noi. Și atunci vedem că dintr-o dată mă uitam la dumneavoastră cu sufletul, cum ați venit la biserică, în fond, de ce venim la biserică? Venim ca să ne lărgim perspectiva asupra vieții. Pentru că în viața de cu zi ești plin de griji, ești cu un orizont limitat pentru că trebuie să-ți câștigi existența, trebuie să ai grijă de viață și de toate ale vieții. Dar la un moment dat, românul sau creștinul are nevoie de o dezmărginire, să aibă puțin o perspectivă a vieții. De fapt, este impropriu spus ce viață alegem, pentru că, dacă ați observat, ni se dă o viață. Ei ne spun ce viață trebuie să trăim și cum să o trăim. Și atunci, care este capacitatea noastră de a decide? În fond, se trece de la o matcă normală, de la o viață cât uși de cât normală,
este zguduită. A fost zguduită de comunism. Se pare că peste 350 de milioane de oameni, numărătoarea continuă, ființe nevinovate au murit. Stați să vedeți câte ori să moară acum. Și acum nu se mai pune problema aceea pe care a pus-o Iisus. Să nu vă fie teamă de cei care vă ucid trupul, ci de cei care vă ucid sufletul. Dumneavoastră ați plecat aici cu suferință, pentru că în țară nu v-ați mai găsit rostul și încercați să vi-l faceți cu suferință, cu dor de țară aici. Bunii mei prieteni, este cel mai mare exod al poporului român. La o numărătoare adevărată sunt 7 milioane de români în afară. Problema se pune altfel. Poteca dumneavoastră spre țară înapoi sunt copiii dumneavoastră, cum îi creșteți. Peste tot, cam unde am fost în diasporă, copiii nu prea mai vorbesc bine românește. Iar altă problemă este nu exodul dumneavoastră care l-a făcut legitim, după părerea mea, de suferință și, cum să spun, că nu v-ați găsit rostul într-o țară ocupată, ci alt exod, mult mai cumplit, al celor care sunt în țară și fac apostazia din condiția de român și de creștin. Eu personal am început să mă simt un exilat în propria mea țară. Sigur că mai sunt pâlcuri, mă duc prin sate, prin comune, prin orașe și găsesc români de mare calitate. Găsesc și tineri de mare calitate, dar procentul e foarte mic. Este așa, pe, cum să spun, pe pâlcuri, pe enclave se trăiește și așa se va trăi. La un moment dat, toată atmosfera aceasta de aici, cu preasfinția sa și cu părinții, îmi dădea sentimentul de catacombă de început de creștinism. Ne adunăm, ne strângem. E important să conștientizăm ceea ce se întâmplă și să vedem. Azi noapte m-am trezit așa brusc și am scris că îmi dormi și puțin, demonul zilei de astăzi. Dacă nu putem conștientiza, diagnostica, cum zicea tata, Dumnezeu să ordinească medic, diagnozis, a vedea prin. Dacă nu vedem cum arată rău, nu avem cum să ne ferim de el. Există o carte celebră, cred că pe la 1824 a fost scrisă, a lui René de Chateaubriand, Le Martyr, Martirii. Cartea este excepțională. Ce interesant, și cu René de Chateaubriand le spuneam ieri prietenilor care m-au invitat aici la München, că René de Chateaubriand nu era creștin la început. A văzut-o pe mama lui cum moare. Și pe urmă a scris atât. Am plâns și am crezut. Și de aici a fost toată răsturnarea. Poporul român a plâns mult. De aia crede. Ochiul, lacrima, lizozimul, cum zice, curăță. Lacrima te face să vezi. René de Chateaubriand a scris această carte despre martirii din perioada Imperiului Roman și la un moment dat vorbește de un cuplu de creștini care până la urmă va fi martirizat. Dar ce este interesant, zici că a scris-o ieri, că dintr-o dată el oprește povestea aceasta și se ocupă de un summit internațional, cum e cuvântul ăsta, îmi place, întrunire internațională, Satana, stăpânul Întunericului, i-a chemat pe toți demonii și a spus exact ca acum, ce ne facem? Pentru că acești creștini pun valoarea credinței în Iisus mai presus decât viața lor și se crucifică. N-avem șansă. Așa cum dumneavoastră, într-o lume păgână, ordinărită, nu păgână, iertați-mă, păgânii mai aveau o limită, într-o lume aproape cu o respirație satanică, tot veniți aici la biserică. Păi ce ne facem cu lotul acesta de populație încăpățânat? Exact asta a pus problema Satana. Ce ne facem? Că mai dumneavoastră, dincolo de grijile dumneavoastră care vă toacă, de dorul de țară, de spaima zilei, că nu e simplu să fim, cum să zic, într-o țară străină, cu o limbă străină, cu stresul care este interior. Eu vă înțeleg, pentru că am lucrat, am fost în foarte multe țări și știu ce se întâmplă. Dar una este să te duci în turneu să stai 5 zile și alta să stai 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Ce ne facem, zicea stăpânul Întunericului? Ei pun preț mai mult pe Hristos decât pe viață. Și la un moment dat a ridicat unul mâna și a zis: lasă-i pe seama mea, stăpâne al Întunericului. Am să-i trec prin foc și spadă și sabie.
Și stăpânul tunericului s-a uitat la el și a zis, tu cine ești? Eu sunt demonul omuciderii. Și asta s-a întâmplat. Deci, înainte de la Revoluția franceză, știa René de Chateaubriand, a fost Revoluția bolșevică prin foc și sabie. Numai la Oranchi, la mănăstire, când făceau mătănii, erau 11.000, i-a mitraliat. În România sunt peste 200.000 în închisoare și milioane sacrificate de comunism. Iar marii martiri a închisurilor comuniste au fost reincriminați de către guvern și de către președinte. Recrucificați, ca să nu mai aveți la cine să vă rugați. Păi ce ne facem? Atunci demonul omuciderii și-a făcut treaba cu comunismul. Dar la un moment dat s-a sculat un demon în vârstă, cu frunte așa lucitoare, o frunte înaltă. Tot timpul zic că îmi place cum sună în franceză, la fausse sagesse, inteligența falsă, înțelepciunea falsă. Și zice, stăpâne al întunericului, eu n-am să-i omor, eu am să-i conving. Demonul rațiunii. Dacă aș avea eu ani în viață, cu câți m-am întâlnit convinși că nu-i nevoie de niciun Dumnezeu și de biserică, mai ales din tânăra generație din România. Aici aproape ei sunt normal să fie așa sărace pentru că au renunțat de mult. Dar rana e mai mare la tine în țară. La intelectualii români care au trădat, la profesorii din educație care trădează, la doctorii care au trădat în timpul pandemiei, îi conving. Nu știți cu ce claritate mi-a zis unul că nu avem nevoie de așa ceva. Ce faceți dumneavoastră aici este un act anacronic de primitivism. Era limpede, i-am convins. Iar al treilea, cu părul vâlvoi, s-a ridicat și a zis, eu n-am nevoie să-i conving, eu îi voi fermeca. Dar tu cine ești? Demonul patimei. Mă uitam la toate festivalurile astea, Untold, știi ce se întâmplă acolo. Ăia săraci de la Cluj, amărâtul ăla de primarie, fericit că nu știu cât câștigă, dar ce se întâmplă cu tinerii? Cortexul ăla care se face așa și ce se întâmplă? Am văzut o imagine de-a dreptul schiloditoare, ăia jmecheri de la Untold, că sunt demonici și știu să iau o înfățișare frumoasă, o să vorbim despre asta, ce zice Sfântul Efrem Siru. Știu să se deghizeze și ca să-i atragă așa, să zică că sunt în România, au pus ceterași maramureșeni, extraordinar, la începutul festivalului. 6 copii îi ascultau, restul erau pe telefoane. N-aveau nicio treabă. Până când a venit șpirocheta aia electronică să facă așa, și atunci s-au adunat toți. Și l-am întrebat pe maestru Gheorghe Zanfir, zic, maestru, cum vă explicați, domnule, asta? Dane, li s-a inculcat nimicnicia de a fi român. Aveau valori în altă parte. Erau deja castrați în, cum să zic, în a mai simți sunetul ăla care venea din rădăcină. Știți cum e, cum se schimbă gustul, papilele gustative? Mi-a zis un tip în Basarabia, a făcut un sat din ăsta ecologic și veneau din Occident pentru că avea nevoie să mai vadă o casă, cum arată, o biserică, o mâncare. Deci că am avut probleme cu niște americani, deci au vărsat tot. Erau obișnuiți cu fast food. Au scuipat-o. Știți cum e cu hrana asta? Era unul în bloc la mine acum vreo 20 de ani, slab așa, și după 2 ani l-am văzut așa. Ce pățimă de te-ai făcut așa? Și că am băut Fanta. Și de ce? Și că am crezut că găsesc în dop un Jeep. Știți că e cu surprize. Și l-a băut 2 vagoane, dar n-a luat Jeep, era așa. Adică imbecilitatea era la maximum, domne. La maximum. Și cum să zic, le spuneam părinților în altar aici că una din armele creștinului este să aibă umor. Ăla rău n-are umor, ăla are râs sarcastic, diavolul, n-are umor. Și umorul, zicea părintele Stăniloae, e de tip creștin. Te dezbracă până la omenitatea din tine, îți aduce aminte că ești om. Îți aduce, are simțul realității. Fiți atent, cel mai mare teolog român și unul dintre cei mai mari teologi răsăriteni spune, ce paradox, umorul este cel mai bun discurs pentru poporul român în lupta lui cu dușmanul și cu greutățile. Umorul face liantul comuniunii. Comuniunea se leagă
printr-o glumă, printr-un umor. Umorul, bunii mei prieteni, nu e bășcălie. Bășcălia n-are nimic sfânt. Bășcălia poți să râzi de Eminescu, de mamă, de sfinți. Că e copilul ateului. O mai vedeți pe la ProTV, pe la Digi24, pe la amășpirochetele astea, care cultivă bășcălia. Bășcălia este anticamera blasfemiei. Aia, Charlie Hebdo. Deci au bătut joc de orice. Românul n-ar face niciodată așa ceva, pentru că este icoana sfântă. El n-ar face o blasfemie. Cel mai nenorocit țigănuș, că l-am văzut eu în diasporă, el poate să facă un lucru, să fure, să facă. El nu face o blasfemie. Și atunci trebuie să vedeți care e demonul zilei de astăzi. Și demonul, acum în timpul liturghiei mi-am făcut așa în timp ce vorbeați și pe urmă, dacă mă duceți aminte, să vorbim și de cunoașterea prin iubire, apropo ce a spus. Demonul de astăzi, care nu îl prinsese René de Chateaubriand, este demonul luminei false. Apare de o bună voință extraordinară. El este un binefăcător, bunii mei prieteni. El este un om care scoate icoana asta de aici și zice, vă fac eu ce făcea. Creația o face din nou copilul, dar prin laboratoare, pe acolo. Prin inginerie genetică, prin manipulări, prin hibrizare, prin cyborgi. Grupul de la Davos. El este binevenit. Nu-i nimic original în ce vă spun eu. A fost un sfânt cu 300 de ani după Hristos, Efrem Siru, puteți găsi pe YouTube, asta găsiți, este cutremurător. Cuvinte despre vremurile din urmă. Fiți atent, expresie. Obraznicul va lua puterea. Obraznicul. Da, se va deghiza. Va lua din garderoba sfinților tot. Eu când am văzut pe ăștia de la Davos și cu ce vin peste noi, cu faptul că bagă nanosonde pentru omul care este paralizat și, cum să zic, este normal să fie așa. Știința merge înainte, trebuie să, cum să zic, avem grijă de progresul științei, nu putem sta în... Este absolut minunat să se știe harta genomului ca să previe anumite boli. Da, dar când a apărut foarfecele cromozomial, el poate să staie și genele indezirabile. Dar restul este totul foarte bine. M-ați înțeles? Trebuie să ne obișnuim cu ceea ce ne dă el. Și mă uitam în țară, chiar acum este un scandal îngrozitor în România, pe postul Digi24, s-au revoltat împotriva mea că le-am vorbit copiilor de la liceu Sfântul Sava că mama este mamă, că tata este tată și dacă mama moare, te duci și te rugi la cruce unde e mama. Nu părinte 2 și părinte 1. Și că ceea ce vine de dincolo este o blasfemie. Și la blasfemie ea se aruncă pe fereastră. Și m-au făcut în tot felul. Fascist, legionar, tradiționalist, obscurat. Bun. Nu mă îngrijorează faptul că m-au făcut. Mă îngrijorează lipsa de reacție a celorlalți care stau pe margine și te felicită prin colțuri. Nu-i pentru prima oară când adevărul rămâne singur. Vedeți dumneavoastră, a cunoaște, nu? Prin dragoste. Adam a cunoscut-o pe Eva prin iubire. Primul om născut din femeie, Cain. Adam nu înseamnă om, înseamnă țărână. S-a suflat și a ieșit om. A zis să-l facem pe om. Deci natura e nobilă, zice Sfântul Vasile cel Mare, nu a zis să fie om. A zis să fie lumină, să fie uscat. La om este să-l facem pe om. De unde rezultă că este finalul creației. Este maximum. Să-l facem după chipul și asemănarea noastră. De unde rezultă responsabilitatea care ni s-a dat. Părintele Stăniloae are o chestie extraordinară. Poporul român a suportat și a îndurat tot până și mizeria șerbiei, ca și acum, numai să nu dea chipul lui Hristos din el. Pentru că și ceea ce faceți dumneavoastră aici este o iobăgie. Și ceea ce fac eu în România este o iobăgie. Dar noblețea noastră nu constă
în condiția noastră socială, ci în faptul că păstrăm chipul lui Hristos din noi. Om, cuvântul om are o altă rădăcină. Am citit-o în Geniul Creștinismului la Reunion de Chateaubriand. O verificați, poate e adevărată, poate nu e adevărată, dar se zice că Eva, când l-a născut pe Cain, care în traducere înseamnă profit. Interesant. Și când a văzut-o cum se chinuie în durerile nașterii, a strigat Enoș, Enoș. E pentru prima oară când a cuvântul om, care are rădăcina din Anaș, Anaș, ebraică, ce înseamnă suferință. Cuvântul om este echivalent suferință. S-a născut prin suferință pentru a suferi. Hristos, din câte am aduc aminte, s-a născut fără nicio suferință. Fără nicio suferință. El care avea să sufere pentru toată lumea. Și acum, ce să vă spun? Eu am să vă spun anumite lucruri și, pe urmă, m-aș bucura foarte mult efectiv să stăm de vorbă. Pentru că este o întâlnire. Și mai mult decât atâta, avem de înfruntat pentru ăștia mici ai noștri demonul nou. Demonul ăsta cu chip de lumină, spunea Efrem Siru, suflet de diamant îi trebuie celui în vremurile din urmă ca să reziste. Viață de viteaz ca să-și țină, zice așa, curaj să-și țină viața în mijlocul zmintelilor. Nu vedeți că s-au adeverit cuvintele? Mă întorc la noapte în București și numai când intru în teatru acolo, să ții viața în mijlocul zmintelilor. Zice, cea mai mică cedare de credință te face să te înrobești lui. Și zice, obrazii lucrează prin amăgire. Îți dă lucruri frumoase, frumoase. Mai ales cu drepturile omului. Vedeți că e o inflație de drepturi de om, e o mumificare că a dispărut om. Să nu mai drepturi, nici o îndatorire, m-ați înțeles? Nici o îndatorire, în rest să nu mai drepturi. Și omul dispare. Care om? Acum vreo 15 ani, Dumnezeu să-L odinească pe Părintele Justin Păru, i-am sunat, zic, Părinte, mă cheamă ăștia de la televiziunea română, s-a pus problema icoanelor. De ce vă spun asta? Pentru că astea vă intră în suflet și vedeți așa la un metru situația. Ce o fi apucat preasfinția voastră să discute într-o țară în care icoanele, nu aici în biserică, în școli, s-au pus normal. N-a fost nicio legislație. Venea dascul care a legat de biserică și a pus o icoană. Numai când au venit comuniștii, au dat-o jos. Și dintr-o dată, un om, unul din Buzău, s-a simțit, a zis că are fata stresată de icoane. Și era drepturile omului. S-a dat telefon la Bruxelles să se schimbe, să dea jos icoanele. Deci nu drept, era, zic, pe și eu, pe mine mă stresează dușurile, nu vreți să le dăm jos? Din băi să facem fără duș? Hai să vedem că și eu sunt om. Numai el era. Și atunci aveți cum s-a instrumentalizat într-un mod parșiv dreptului un om ca să distrugă o tradiție, o matcă sufletească, o constituție. Când eram mic, așa, 7-8 ani, eu am copilărit pe la Nehoiu, era comună, acum e un oraș. Și acolo este poate cel mai furtunos râu din țară, Buzău. Da? Și într-o noapte a venit viitura puternică. Puternică de tot. Ce a făcut acolo un prăpăd. Ce am constatat? Îmi plăcea să mai merg așa, mai prindeam când e un peștișor. După vreo 3 săptămâni, apa s-a retras, dar au rămas bâltoci. Oamenii prindeau cu mâna peștii din bâltoci. Știți cine au scăpat? Peștii care aveau memoria râului. Ce vedeți pe acestea? Acum e o inundație. Cum a fost comunismul. Globalismul este o inundație. Scapă numai cei care au memoria râului. Restul vor fi prinși cu mâna. Sfântul Ioan Gură de Aur, minunea asta. Numai peștii morți se duc la vale cu apa și ei vin notă contra curentului. Nu vedeți că noi trebuie să înotăm contra curentului. Tacit fiecare dintre creștini, dintre români, simte o suferință pentru că simțiți acest pericol. Ceea ce se întâmplă cu dumneavoastră aici se numește dezrădăcinare. Dezrădăcinarea a avut mai multe etape. Bietul Horia Stamatu, unul dintre cei mai mari poeți ale exilului românesc,
prin 1978, spunea la Radio Europa Liberă, băi fraților, în 78, ăștia vor să ne dezrădăcineze. Și el zice, noi trebuie să ne reînrădăcinăm. În pământ, în ogor, în cultură și în cer. Dacă nu ne-am reînrădăcinat în cer, primele două sunt gratuite. În 1940, la discursul de primire în Academia Română a marului scriitor Liviu Rebreanu, el are un discurs. V-aș ruga să-l citiți. Laudă țăranului român. Excepțional. Îl mai frunzăream și o zile trecute, chiar și dimineața m-am uitat puțin, pentru că tot ceea ce vă spun pentru mine este o rană. Și, cum să spun, este responsabil să fii cinstit, să nu minți și să ajuți cât poți ca să pansezi rana care ți aparține. Laudă țăranului român. Zice, pentru țăranul român, pământul nu este un, cum să zic, un spațiu, e o ființă vie, al cărui glas numai el îl aude. Deci, pentru țăranul român, Rebreanu a sesizat că pământul e o ființă vie. Popoarele războinice, barbarii, se pare că n-au avut țărani, ca ăștia care vin peste noi. Și atunci nu cunosc legătura cu pământul. Legătura sfântă a țăranului. Țăranul, zice, este începutul și sfârșitul. El nu poate să-și părăsească pământul decât cu prețul dezrădăcinării, pentru că el crede că este o plantă miraculoasă care crește din pământ. În clipa în care l-ai rupt, el, cum să zic, se usucă. Dumneavoastră, și românul care a plecat, au plecat 7 milioane. Și mă duc aminte un biet român ce a spus din diasporă. Fiți atenți, și expresie cutremurătoare de pateric. A zis, noi am plecat din țară. Țara n-a plecat din noi. Faptul că dumneavoastră sunteți prezenți aici este că țara n-a plecat din voi. Ce ați făcut dumneavoastră? Ați plecat fiecare, nu pentru interesul de existență, dar ați plecat cu biserica în spate. Putea să fiți la un mall, la un cinematograf în dimineața asta. Asta este esența veche. Când veneau migratorii pe noi, puneau la încăruță copilul, femeia, biserica o demonta că era de lemn și se ducea în munți. Cu biserica pleca. Problema care se pune acum este că foarte mulți copii născuți aici sunt dezrădăcinați. Ei iau o mentalitate care este străină de noi. Este ca o grefă, știți? Îmi pune mie aici o chestie, o piele de altă structură și nu se lipește. Este un act de alienare. Eu dădeam la un dat niște autografe pentru un liceu, copii de 17-16 ani, și Alberto, Rodrigo, zic, da, deci că ne-au botezat în Spania, că municipalitatea ne-a obligat să fim Alfonso, să fim Rodrigo. Bun. Comunismul s-a prins de treaba aceasta. Că, ce a zis Rebreanu, țăranul, fiți atent de ce expresie, zice, e cuvânt urban. Țăranii între ei nu se numesc țărani, se numesc oameni. Cuvântul om e o raritate. Om. La noi este om de omenie. La noi este expresia a omenii, este intraductibilă. Când venea străinul în casă la român, românul îl omenea. Ăsta este un dat. Omenia la români este anticamera creștinismului. Nu o să găsiți în altă parte. Omenia este esență creștină, e milă, este dragoste de aproapele de care vorbea și preasfinția sa. Este, ați văzut vreun român din ăsta tot trag cu xenofobul și cu asta? O minciună ordinară. Mai ospitalier ca românul care era să iasă și din istorie, a primit pe toți. Deci, deocamdată, hai să ne ducem, cum zicea Mircea Vulcănescu, marele martir, astăzi făcut criminal de război, de niște criminali ideologici de astăzi, a zis, ce face poporul în situație de criză? Se duce ad radices, se duce la rădăcini. Noi ne ducem la rădăcina noastră românească, creștină. Comuniștii au știut asta și au început cooperativizarea. L-au smuls, îmi spunea cineva, că i-au luat caii, domne, tatălui său din
ogradă cu care erau de ani de zile. Și că omul ăla nu și-a revenit până când a murit. În fiecare noastră se trezea și plângea cu capul între hamuri. El a fost dezrădăcinat, a venit cooperativa agricolă să muncească pentru un neant. Pe urmă, au făcut navetiști, l-au urbanizat, l-au luat de la pământ și l-au dus în oraș. El și-a pierdut reflexul pământului. Mă uitam în 1990 când cu Rem proprietarii cu escroci ăștia care au venit din nou putere, au apărut o altă categorie de români care nu știu să lucreze pământul. Și care chiar dacă i-a dat, pământ, i-a dat un lot de pădure, a zis să moară mama, dacă mai bine mi-a un jeep. L-a vândut, el nu mai avea preț. Era vorba de românul degradat. România este plină de români degradați. Nu e o noutate. Eminescu îi numea Româncul. Româncul era de la Homuncul. Homuncul era un om făcut de alchimiști în laborator, așa, un fals. Și atunci a zis, Eminescu, există românul și este Româncul. Dumneavoastră, cei care aici, în exodul acesta, cu grijile dumneavoastră, cu spaimele dumneavoastră, cu faptul că trebuie să vă întoarceți în țară, să strângeți un ban pentru copii, pentru nepoți, pentru asta, nu faceți concesii unei lumi înconjurătoare și veniți și sărutați icoana. E, acolo Eminescu zicea, rasa superioară de român. Rasa superioară de român, zice, este celula moral impenetrabilă. Adică, uite așa faci și nu intră nimic. Pe asta se ține neam. Pe această sfântă încăpățânare. Rasa, a zis, celula moral impenetrabilă. Celula moral impenetrabilă de român este dublată de Româncul. De pe vremea lui Eminescu, această conștiință extraordinară, a zis dat-o. De exemplu, avea un articol, zice, selecția inversă, care astăzi funcționează în România cu ajutorul Uniunii Europene perfect. Se face un mediu pentru toate leprele societății. Pentru tot ce este mai prost. Câte valori naționale sunt plecate și internaționale peste lume? Aveți dumneavoastră conștiință, la mine a venit o fată care a terminat Sorbona Magna cum laude și la Oxford și nu se putea angaja în România. Și am dus-o la Academie. Vedeți că, domnul Dan, eu nu pot să topă pensia la mama de la Ploiești. S-a întors în străinătate. Câți români mi-au spus mie că nu ne putem întoarce, că securiștii locali nu îi lasă să producă ceva? Le spuneam ieri bunilor mei prieteni, primul lucru care aș da, lege guvernamentală să se întoarcă toți românii în țară și să fie privilegiați. Se poate cuantifica suferința? Se poate cuantifica dorul? Vă spun eu că s-a făcut o gardă de Româncuri acum câțiva ani. Preasfinția voastră, era ceva, o găină din asta de reporter cultivată pe la CNN, care vrea să facă din orice o știre. Și era handicapatul ăsta la aeroport, era momentul, cred că, de Crăciun. Și se întorceau românii, domne. Și era aeroportul plin. Și normal că era aglomerație, erau, așa zicea, uitați aici suntem, ce lipsă de civilizație de asta, zic străini de noi, uitați cum se îmbulzesc, uitați, săracul animalul ăla, el nu-și dădea seama că pe 4 zile alea, libere, românul se înghesuia visând în țară. L-a bătut Dumnezeu, s-a dus, era o băbuță și zice, bre, matale, de ce te-ai întors cu bazmaua? De ce? N-au tradiții, mamă! Adică, băi, m-am întors puțin să mai gust din veșnicie. Dumneavoastră ați venit astăzi la biserică ca să mai vă întâlniți cu veșnicia, domnule. Știți, era o babă în pedeal, am scris eu, cred că prin Omul Liber, pe acolo, pe vârf de munte și au niște etnografi, niște folcloriști. Și o casă de, bă, cu lut, așa, de pământ făcută, cu șindrilă. Și avea o ferestruică mică, cum erau la țară, așa, cu o cruce acolo, știți, cu o pune așa, cu perdeluțe. Și ăștia care au etnografie au zis, mama, îți cumpărăm fereastră. Și eu, Doamne, ferește, cum să o așa? E fereastră mea. Păi, ce că spunem un termopan? Apropo, mi-a zis o băbuță prin București, zice, domnul Dănuț, dumneavoastră mai cunoașteți pe preoți, spuneți-le să nu mai pună termopane la biserici. Dar de ce? Se usucă sfinții. E genială, pentru că nu mai intră aerul, știi, este etașă, la geamă mai intră. Și aia n-au negociat, a zis să-ți cumpărăm toată casa. Și băbuța a zis, nu, mamă, cum să-mi cumpărați toată casa? Nu, dar de ce nu dai fereastra?
Și el zice, a dat un răspuns ontologic. Păi eu prin ce mai privesc lumea? Păi eu privise cu moșul, domne. Aia avea un statut de icoană. Cum să privesc eu printr-un termopan când toată viața am privit prin aia? Știți? Au mai, în România au mai fost din ăștia așa un lot de securiști care mai dat bani pe la biserici să facă, să te auzesc că iertă Dumnezeu de păcate. Domnule, și la un moment dat, el, nu știu dacă a iertat Dumnezeu de păcate, dar le-a făcut o chestie mai pământă. A filmat unul, erau, știți, la intrare acolo, voivozi, nu știu, ctitori, și era unul gras, Nelu ctitor, cu cravată galbenă, Nelu Vasile îl chema, l-a pus printre sfinți. Și Dumnezeu l-a bătut rău de tot, pentru că preotul a trebuit să pună o aerotermă și a băgat priza în cap. La tenician, îi pleca electrică de aici. Înțelegi? Era ctitul, era Sfântul Cutare, mai un voivod, un boier și era și Nelu. Înțelegi? Se curiți cu grade, îi pleca. Dom'le, fiți atenți aici. De ce? Vă spun asta, că trebuie să avem umor, pentru că cu umorul vă refaceți. Eu am văzut o trăinicie, domne, în poporul ăsta. Le-am spus preoților pe unde m-am dus la țară, așa, mă, fraților, nu mai puneți la intrare în biserică gresie. Și nici la locul ăla unde lumânări vii și morți. Că vine iarna și am văzut patinaj artistic. Și veneau babele, dar țineau lumânarea, domne. Că dau un șpagat, că țineau coliva. Nu renunțau, domne. Înțelegi? Pentru mitică. Era cu coliva, dăbușa. Nu știi ce figuri făcea la 85 de ani, era Nadia Comăneci. Dar nu renunța la lumânare. Asta e credința poporului român, domnule. Vă dați seama? Aia n-a zis cu lumânarea în cap. A zis că eu de lumânarea rămâne așa. Știți? Este, îți dai seama de niște detalii că băbuța aia avea grijă să nu se stingă lumânarea, domnule. Eu am spus că știți cum trebuie să fie, de fapt, cum este această sfântă tenacitate a poporului român de a nu-l părăsi pe Dumnezeu. Eram pe la Botoșani și știți, dumneavoastră, generația mai în vârstă așa ca mine, se stingea lumina la un moment dat sau nu se dădea apă caldă. Și da, acolo la Botoșani se dădea apă caldă numai vineri. Și atunci fugeau toți de pe stradă, inclusiv milițienii, să facă baie. Și m-am dus și eu să fac baie, eram tânăr stagiar, numai că securitatea care l-a zdălit pe Ceaușescu și care ne zdălește în continuare ca să-l compromită, stingea și lumina. Mă vedeți pe mine gol. Așa am făcut pantomima. Aici un zid. Clanța. Domne, nu era lumina stinsă la mine în garsonieră. Era în tot orașul. Știți ce înseamnă un întuneric acumulat? Nu vezi nimic, îți intră în ochi întunericul. Nu găseam nici chibrit. Și dădeau drumul de un sadism îngrozitor numai la apă crocotită. Nu avea apă rece. Și tot blocul se auzea, mamă, mămică! Urlau copiii că e băgarea să-i spele mamele. Nu mai fac, mămică! Erau opăriți. Dar eu așteptam al nu știu cât principiul al termodinamicii că apa crocotită să fie călduță. Nu-i niciodată. Din cauza că cadă era rece, de la crocotită era rece. Și rămâneam nespălat. Și ca să nu mor de râie, l-am întrebat, bă, domnule, ce fac, domne? Și l-am zis, bă, e o salvare. Singurul loc unde mai poți face baie e baia publică. Domnule, m-am dus la baia publică, nu știți ce a fost, o aventură, dar aia este esență de popor român. Și când să mă dezbrac la vestiar, am văzut cât o haină fără mânecă, un pantalon cu un crac tăiat, un pantof tăiat, zic, ce e aici, mă, e morgă, zic, cum să mă dezbrac? M-am întrebat, nu vă supărați, eu unde mă dezbrac? Păi ce aici? Păi de ce cu o haină? A, păi nu vin cu alea bune, ca să nu le fure, au venit și cu... Vă dați seama cum am dezbrăcat eu? Doamne, cu o frică, credeam că sunt top model. Zic, domne, zic, ce haină e întreagă, pantofi. Și am intrat în fundul gol, am dat de niște moldoveni grași care se spălau și acolo am văzut esența poporului român. Unul în fundul gol cu căciulă de astrahan se spăla pe burtă, dar cu căciula. Zic, ce faci, bre, cu căciula? Păi, dar ce să mi-o fure? M-ați înțeles? Doamne, așa ținem și noi biserica. Suntem în fundul gol, dar ținem biserica pe capă, frate, bă, să nu ne-o fure. Ca baba, ești pagat în asta. Eu vi le zic pe astea, domnule, pentru că fac parte din natura noastră, domnilor.
Este bunii mei prieteni. E esență de poporul. Ăla nu renunță, domnule. M-ați înțeles? Este, cum să zic, noi românii stăm într-o alertă, într-o improvizație. Eram chiar și cu maestru Zanfir pe scenă la Teatrul Național, am avut un spectacol împreună, mai erau balerini, soprani de la Covent Garden și el era în colțul scenei, domn. La aplauz, la sfârșit și a zis, maestre, se poate dumneavoastră în colțul scenei? Și el cu ochiul în arlechin zice, dar ce nebun să-mi fure ăștia naiul? M-ați înțeles? Se uita, deci în alertă. Poporul român tot timpul are o alertă că nu știe ce vine peste el. Mie mi-a zis un țăran acum vreo 3 săptămâni, fiți atent, instinct istoric. Domnul Dănuț, e rău că e bine. M-ați înțeles? E rău că e bine. Spuneam ieri. La cultura terorii pe care o fac gunoaiele astea, românul răspunde cu cultura diversiunii. L-am întrebat pe un țigănuș, te-ai vaccinat? Și când m-am vaccinat, să moară mama. Cu ce? Și cu Astra și cu Zeneca. Dar de ce? Îmi plac femeile. Mă înțeles? Este dubitativ, domn. Eu mai spuneam, ce mai bună explicație a vaccinului mi-a dat-o un șofer de taxi. Semi-analfabet. El, de ce? Pentru că noi am fost confruntați cu chestia asta și la un moment dat intră ceea ce zicea Sfântul Simeon Nou Teolog, cunoașterea tainică. Ce mi-a zis mie o măicuță, fiți atenți aici, că vă servește pentru că vă recunoașteți. Domnul Dănuț, poporul român nu judecă. Poporul român adulmecă. Așa. Dulci. Când intru eu cu un parc, face așa. Știți care a fost diferența între mine și cățelul meu? De mii de ani de civilizație. Eu când am intrat, avea vreo 6 luni, m-am dus și eu cu câine în parc. Da? Iconostasul ăsta e mic, de 2 ori mai mare, un afiș cu unul gras, care vrea să fie primar. Și scria jos, mare, abia încăpea în afiș. Aveți încredere în mine. De? Mâna e la altă, cred că era pe fonduri europene. Eu m-am uitat la afiș. Câinele nu. S-a uitat la un fir de iarbă. Acolo era Dumnezeu. Și atunci mi-am dat seama, zic, Dumnezeule, cum îmi pierd eu vremea cu ăștia. O băbuță, după ce a citit cartea, a întâlnit cu mine după o lună. Nu o cunoșteam, dar ea a citit cartea. Inteligență românească. Nu s-a uitat la mine, avea un baset. Nu știi cine avea grijă. Ea de baset sau basetul de ea. Dar era un tot. Și s-a uitat la Dulci și a zis, Dulci, Dulci, ce frumos scrii. Bine că nu ești în Uniunea Scriitorilor, că acolo sunt numai jigodii. Ea avea dreptate. Dacă aș ști ce literatură promiscuă se cultivă, sunt în Sfânta Biserică și mi-e rușine să spun ce premiu s-a dat la Botoșani, la o tânără care a zis că nu știu ce face cu pântecul României. Premiul Uniunii Scriitorilor, de ce? Și atunci bătrânica aia purta Duhul Sfânt. Sunt numai jigodi. Bine că nu ești acolo. Eu de-aia am scris ce a văzut ea. Ochiul cinstit. M-ați înțeles? Ochiul copilului care vede. Românul are o inocență a privirii. Dezrădăcinarea aceasta care au făcut-o comuniștii au dus-o la sublim după, acum, 1990. Când s-au creat toate premizele, dar nu mai putea sta în țară. La Academia Română m-am întâlnit cu un domn și eu vorbeam de această tragedie a poporului român. Și domnul, cred că era senator, a zis discursul ăsta exaltate naționaliste. Domnul Puric, uite despre ce este vorba. Și înainte oamenii făceau naveta Iași-Galați. Și m-am uitat la handicapatul ăla care era om politic. Numai în Iași rămăseseră la vremea respectivă 11.000 de familii cu orfani. M-ați înțeles? Și am zis să-l vedeți pe băiatul ăsta. El zice că românul face navet. E foarte bine în situația de astăzi. Văd lumea de astăzi ca un cimitir cu o groapă comună în care sunt îngropate așa credința la oaltă. Dragostea, memoria,
trecutul, istoria, numele de mamă, numele de tată, numele de copil și undeva în colț fără cruce și el fără de cruce, Dumnezeu. Asta e cimitirul actual. Ideologia care vine peste noi ne face apatrizi. La marea majoritate a tineretului din România li s-a extirpat sentimentul de apartenență. Știai al cui ești, a elenei, cum ziceau moldovenii, a vasilicăi. Sunt român. Nu mai e. Pentru asta s-au făcut eforturi mari cu reformele în învățământ, cu manualele alternative, unde i-a terminat. Țara nu mai este o entitate sufletească. E o regiune. Neamul e o populație. Se dizolvă identitatea biologică. E pentru prima oară, Sfântul Efrem Sirul spune, iar acestea n-au fost de la începutul omenirii. Vremurile din urmă. Cu 300 de ani, deci după Hristos, Efrem Sirul a văzut în timp și a zis, iar aceste lucruri n-au fost de la începutul omenirii. De când e lumea, lume, nu s-au scos, Satana n-a scos la suprafață așa ceva. Bunii mei prieteni, fiecare de aici sunteți copiii părinților. Asta e o filiație. Eu sunt copilul mamei mele, a tatălui meu. Asta este filiația supremă, că suntem copilul Dumnezeu, suntem creația lui Dumnezeu. Au venit tovarășii noi și au tăiat această dublă filiație. Este cel mai mare orfelinat global care a existat vreodată. Fără Dumnezeu și fără părinți. Genitor 1, genitor 2. A apărut nașterea anonimă, dacă nu mai e părinte. 2. Este terminată nașterea, pentru că acum vorbesc de copii care se fac în laboratoare prin manipulare genetică. De ce a apărut biopolitica? Prin manipulare genetică, prin, cum se zic, combinație omul hibrid, omul robot. Se lucrează, cum să spun, extraordinar de bine. Deci, dubla filiație a fost tăiată, suntem orfani, suntem apatrizi, nu mai avem țară, suntem cu o naștere anonimă, părinți, copiii care se nasc acum nu mai au mamă și tată, au părinte 1, părinte 2, m-ați înțeles? Asta a venit peste noi, asta vine în România. Pentru asta m-au înjurat ăștia pe toate posturile de televiziune că ne-am zis că nu există așa ceva. Am devenit numere. Nu e nouă. Turnul Babel, când cădea un om de acolo, nu era nicio problemă. O cărămidă să nu cadă. Atunci era un scandal îngrozitor. Când cădea o cărămidă, acest om este devenit aproape o cărămidă. Noi, a fost un mare filozof, Alexandru Dragomir, care a fost și audient la un moment dat a lui Martin Heidegger aici în Germania, unul dintre cei mai mari filozofi ai secolului 20. Martin Heidegger spunea, ești ceea ce ai curajul să fii. Bună, de reținut. Alexandru Dragomir spunea așa, zice, o intraductibilă. Pentru mine, un teritoriu oarecare este țara mea. Pentru mine, un trecut oarecare este istoria mea. Pentru mine, un fenomen lingvistic oarecare este limba mea. Pentru mine, pentru dumneavoastră ca români, aceasta este biserica dumneavoastră. Această semnificație s-a tăiat. Ce este? O clădire. Trăim într-o lume diversă. Nu e o clădire, domnule. Ea are o semnificație. Pentru mine această persoană este mama mea. Au tăiat semnificația. Am avut o dată o mărturisire publică când s-a făcut, umblam așa de nebun prin toată țara, când s-a făcut sărbătorirea centenarului. O mizerie în România a fost, bine boicotată ca să nu, cu Batista pe țambal. Și le spuneam așa, tovarășul Marx și tovarășul Engels, cred că într-una din cărți am scris, aveți acolo și o piesă de teatru, acești români fantastici. Am avut o intuiție, profet am fost. Cu 5 luni înainte de pandemia în sus, unde jucam Moartea, de o comedie genială. Tovarășul Marx a spus că națiunea e un construct
istoric, economic, e un construct economic și politic care aparține unei perioade istorice. Perioada când va trece, se va trece la altă etapă. E un construct. Asta a fost. Națiunea română este un construct. Eu pot să zic că națiunea română poate să fie un construct social pe baza neamului. Neamul, spunea Părintele Steinului, este atunci când tatăl privește ochii copilului și va vedea urmașii și copilul privește ochii tatălui și vede strămoșii. Acum ce privește laptop. Națiunea este un construct. Peste 217.000 au murit în primul război mondial. Zic, păi să vină tovarășul Marx și să spună țăranul ăla care aproape a plecat desculț pe front că el luptă pentru un construct. Nicolae Iorga zicea, avea în inimă icoana Daciei Mari. Simțea românul că e țara lui. Ideea de masculin și feminin e un construct. M-ați înțeles? Nu sunteți nici bărbați, nici femei. Este un construct. Eu pot să mă autoconstruiesc pe mine. Să-mi schimb sexul, pentru că asta nu-s date, nu este Dumnezeu. Eu mă autoconstruiesc. Spre binele societății a apărut feminin, masculin și neutru. Eram prin Africa de Sud, erau vreo 5 toalete. Zic, unde mă duc? Cum te simți? Păi zic, simt să fac pe tine. M-ați înțeles? Adică imbecilitatea mare este făcută, dumneavoastră. Este, nu v-ați uitat că demonul în șiretenia lui are și cretinismele lui. Să observați ceva la acest popor. Dumneavoastră nu aveți nevoie de conferințe. Dumneavoastră aveți nevoie de esența rădăcinilor ca să puteți nu numai supraviețui, să puteți face față și să puteți construi interior câte o mică cetate indestructibilă. Un om, un singur om trebuie. Una dintre cele mai frumoase expresii și adevăruri pe care le-am văzut, spuse de un sfânt, Sfântul Nicolae Cabasila, cred că secolul XIV. Fiți atent aici, expresie. Dom'le, zici că a scris-o ieri la ora 2 sau azi dimineață la ora 11. Potopul răului, ca astăzi. Cerul închis și iadul deschis. Dumnezeu pus să se bată cu semenii săi făcuți, binele alungat din lume și tot răul n-au putut să înfrângă o singură persoană, pe Maica Domnului, deoarece avea în pântece vatra veche neîntinată a raiului. Fiți atent, i-a făcut adăpostul lui Dumnezeu. I-a făcut adăpostul lui Dumnezeu într-o lume terminată. Cum să zic, potopul iadului. Rău și că un singur răul, răul a fost surpat de o singură rațiune, a fost înfrânt de un singur suflet și s-a dat înapoi nu numai din fața ei, ci din fața lumii. Pe cui faceți dumneavoastră adăpost în inimă? Ideologii de tip gender? Genitor 1, genitor 2? Cui face adăpost aici? Hristos ne-a băgat pe toți în inima lui. Nu e oare datoria noastră și noi să-l purtăm? Îmi spunea mie profesorul meu Demrădulescu, săracul, ce om minunat. Dragă Puri, dacă te îndrăgostești de o fată și te întreabă aia de ce, să zici, de Hegel, de aia, taina. Cine știe ce aici? În inima. Da, de aici trebuie adă... Dumneavoastră sunteți aici pe talpa iadului, aici și în România, la fel. Ți adăpostiți. Cui face să adăpost? Asta este esențial. Deci, un singur om, o singură virtute a înfrânt o omenire care cădea. Asta vă rog să rețineți. Orice mamă, când naște și când ține un copil, are dimensiunea de sfințenie. Noi, față de copiii noștri, trebuie să apărăm această sfințenie pe care o dă Dumnezeu. În rest, știți cum e? Părintele Adrian Făgețeanu, Dumnezeu să o odihnească, zice, mă, ia vină cu acea, mă. Da, părinte, ce scrie aici, mă, în Joia Mare? Și unul dintre voi mă va trăda. A zis, mă, că îl trădează, da. Și ce? Nu eu, Doamne. Cine a zis asta, mă? Petru.
Mă, și nu l-a trădat al treilea cântat al Cocoștiu? Fiți atent, remarcă de român. Nu era mai bine, mă, să fi tăcut din gură? Și zice Sfântul Antonie al Surojului, Hristos l-a văzut prin fereastră care acolo, de fiecare dată când s-a dezis. Și a căzut plângând. Iar când s-a întâlnit, nu i-a zis, de ce m-ai trădat, Petre? De trei ori. A zis, mă iubești tu, Petre? Mă iubești tu, Petre? Mă iubești tu, Petre? Luați atitudinea aceasta și transportați-o în poporul român. Să nu vă așteptați la fericire. Vin vremuri cumplit de grele. Suntem în plină furtună. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, așa e, singurele porturi unde oprește creștinul, nu mai pe valuri. Mila, iertarea, dragostea de aproape. În rest e așa. Tot Sfântul Antonie al Surojului spunea de o discuție care vă ajută foarte mult dintre un marinar și un țăran. Și țăranul a întrebat pe marinar, tatăl tău ce a fost? Marinar, da. Și cum a murit? Naufragiu, s-a necat cu corabia. Da. Dar bunicul tău ce a fost? Tot marinar. Păi și el cum a murit? Păi tot în naufragiu. Păi și tu de ce te mai urci pe corabie? Îl întreabă țăranul. Și ăsta îi răspunde cu o întrebare. Zice, dar tu ce faci? Și că sunt țăran, lucrez pământul. Da. Și tatăl tău ce a fost? Păi tot țăran, lucra pământul, la pământ acolo. Cum a murit taică? Deci ca acasă, în pat. Da. Și bunicătul, Doamne, este neam de țară, tot țară a fost. Și cum a murit bunicătul? Tot acasă, în pat. De ce te mai bagi de țară în pat? Dom'le, genială, dom'le. Sfântul Antonie al Surâșului. Acum, dacă dumneavoastră mă imprimați și mă ați zis că sunt omul Putin, chiar vreau să vă spun dacă aveți ruble pentru cărți. Eu iau numai pe ruble. M-a chemat pe la televiziune când eram prin scandal că știți că nu mai poți fi creștin sau ortodox, că te bagă la Putin. Și tot discutau aia că sunt omul Putin și când am ieșit la televiziune, doamna care m-a întrebat s-a urcat într-un Range Rover și eu făceam semn la taxi la AS. Deci, da, văd că nici mașină nu aveți. Pe zi nu mai are bani să-mi dea, că a început războiul cu Ucraina. Nu v-ați dat seama? Și acum la ăia, la Digi24, pro-rus, Dan Puri, pune, ei pun etichete. Diavolul are o cutie, zice, tic, tic. M-a întrebat unul, știi că dacă vorbești liber, le e frică. Zice, dumneavoastră pe cine aveți în spate? Nu-i nimeni. Imam a ajuns la Sfânta Vineri și Iisus Dumnezeu, ai lăsați asta. Șmecherul, securistul bătrân care nu crede, știi? Lăsați chestiile astea, lăsați. Dom'le, eu le las, dar eu v-am zis că nu nimeni. Căutați dumneavoastră. Vedeți ce lume. Și o să vedeți așa, nu călcați pe urmele lui Petru în situația asta a coabitării. Nu vă deziceți. Pentru că vor veni vremuri. Păcatul, spunea un mare martir al închisorilor comuniste, Alexandru Mironescu, intră la fel de firesc ca viața. Știți cum e asta? Vine o fată de 23 de ani, de 24 de ani, care am pe la teatru, pe acolo, lucrez cu ea actriță și ea predă pe la copii. Și mi-a zis, domnul Danijale, de ce? A venit un băiat și mi-a zis că se simte fată. Ușor în licea intră toată chestia asta. Aproape că nu mai e cu cine să vorbești. Ușor, ce bine a zis Mironescu, păcatul intră la fel de firesc ca viața. Și dacă nu-l observi, dacă nu retezi, este foarte importantă atitudinea noastră, ăstora. Pentru că ce a zis Eminescu e teribil. Viitorul umbra. Am acolo, cred că, o carte cu mama. A murit, a rămas umbraș. Umbra. Morți fecunde, spunea părintele Antonie al Surojului. Greba la morții ia pe toți.
dar printre ghiare ies oamenii lumină, morți fecunde. Una e să moară colonelul Nikolski, torționar, și alte să moară Petrețuță. Una e să moară un găinar din ăsta care l-a recrucificat pe Mircea Vulcănescu și alta este Mircea Vulcănescu, care a spus să nu ne răzbunați. O bunică, o mamă, un tată are o lumină în spate. Când la veșnica pomenire e străbătut de cel care nu mai e. Aia sunt oameni lumină care nu mor. De-aia Antonia Surâșului i-a zis morți fecunde. Produc. Fantastică observație. Suntem în plină furtună, suntem în plină, cum să zic așa, seism. Ne-l asumăm. Știți că în Evanghelie sunt două furtuni. Aia mi-a plăcut foarte mult icoana care o veți aici. La, e o icoană extraordinară cu Petru, gata să se nece și Hristos îl ia din apă. E momentul acela cu furtuna în care, cred că special, i-a lăsat Hristos, s-au dus cu corabia, nu se puteau speria de furtună niște profesioniști. Au pescari, erau corăbieri și cu toate astea furtuna a fost cumplită, era întuneric, beznă, valuri mari și s-au speriat biologic, nu? Ca la cutremur. Și au văzut așa chipul lui Hristos și n-au crezut. Au zis că e o vedenie. Și atunci a zis, Doamne, dacă Tu ești, cheamă-ne. Și a auzit o voce, vină la mine, Petre. Și acum să fiți foarte atenți. Un mare teolog rus, Merezhkovski, a spus că ăștia comuniștii sunt buni. De ce? Suflă praful de pe Evanghelie. Ce expresie extraordinară. Suflă praful de pe Evanghelie. Vină la mine, Petre. Și zice Antoniosul Rojului, atâta timp cât l-a privit pe Hristos, a mers pe apă. În clipa în care s-a privit pe sine și a zis, sunt un biet pescar, ce caut eu? A lăsat furtuna să intre în el, s-a necat. Pe ultima clipă l-a prins Hristos și a zis, puțin credinciosul. De ce Sfântul Apostol Pavel zice, cu ochii țintă la Hristos? Ați observat că poporul român a fost tot timpul cu ochii țintă la Hristos? Este inimaginabil, bunii mei prieteni, un popor care a cunoscut la marginea unor imperii barbare, criminale, să dăinuiască. N-am zis să reziste. Este, Rebreanu spunea cel puțin de Ardelen că zice că, domne, 1000 de ani mai mult pe sub pământ. Da, da. Apropo, m-a chemat preasfinția sa, Lucian Mic, la Caransebeș. Și am văzut o chestie extraordinară, domne. Era Valahia, Moldova și acolo Imperiul Austro-Ungar și tot Ardealul, dar pe desubt erau parohii românești. Ați înțeles? Erau, se ținea țara. Exact cum dumneavoastră aici, sunteți o parohie. Se ținea țara pe dedesubt. Nu era imperiu. Era imperiu, dar pe desubt era asta. Subteran. Subteran. Nu vedeți că noi toți trăim autentic subteran, că nu mai e voie. Normalitatea nu are voie să iasă la suprafață. Normalitatea va deveni sectară. Eu mi-am dat seama de 20 de ani dintr-o expresie de la ProTV la o țoapă din aia care a zis ortodoxii din România, și mă, cum se zice ortodoxii? Adică ne-a sectarizat. Păi, cam 89%. Puteai să zic că comuniștii, atei sau, mă rog, în clipa aia, zicea Michelangelo Buonarroti, să nu dați atenție la detalii. Să nu dați că acolo se ascunde diavolul. M-a șocat. Ortodoxii din România, zic, opa, începe mecanismul. De... Pe urmă, mă uitam, vă spun acum în calitate de artist, cât de demonici sunt satanici, cum spulberau sărbătoarea Paștelui. Filmau o mănăstire... Filmau niște ouă roșii, frumos, mai luau interviu la un preot și odată breaking news. Asta un lift plin de sânge pe jos, una grasă, zice că era nenelul, i-a prins liftul capul și l-a făcut praf cu creierii pe acolo și a filmat. Ca să meargă bine cu ouăle de Paști și cu aia. Șoc! Șoc! A apărut se flăcău ăsta de la noi care e președinte, zicea spălați-vă pe mâini.
spălați-vă pe mâini. Spălați-vă pe mâini. Și jos pe burtiere, zi-mă mai repede că mi-ți duce bateria. M-ați înțeles? Intrigența românească rapidă, care, când ne întoarcem puțin la omor, că aveți nevoie și de lucrul acesta. Când aveam vreo 14 ani, am văzut un film la Teleenciclopedia, era o emisiune, cred că și acum mai este, Teleenciclopedia, da, era sâmbătă atunci, cu o pasăre cu picioare înalte, șerpar se numea în Africa, care avea o metodă unică de a ucide șerpii, domne. Și aia mi-a adus aminte cum ucide românul răul. Nu dădea cu ciocul, nu făcea nimic, nu. Se lăsa încolăcit. Și când ajungea la constricție, făcea așa. Și îi rupea colan. Ăsta este umorul românesc. N-ați văzut că noi ne lăsăm încolăciți. Încolăciți și odată face așa. Fiți atent acum. Știți bancul ăla extraordinar? O băbuță se ruga la o icoană cu Mântuitorul. Esență în banc găsiți de atitudine a unui popor. Și a venit domnul președinte Iohannis și a zis: auzi, bre, ce te rogi la asta? Eu sunt șeful statului. Eu pot să îndeplinesc orice dorință. Orice dorință eu ți-o adic, ce te rogi la asta? Și băbuța s-a uitat la icoană, s-a uitat la el și a zis: bre, m-aș ruga și la mata dacă te-aș vedea răstignit. M-ați înțeles? Deci prețul la poporul român se pune pe jertfă. Ce-ai făcut, mă, în afară de călătorii? A apărut un banc, ce că în curând va fi o vizită oficială în România. Ce-ai făcut, mă, în afară? Bun. Deci, nu vă luați televiziuni, șmecherii. Eu de regulă când mă duceam pe la televiziune, că am luat hotărâre să mă mai aduc, nu stăteam de vorbă cu ăla, ci cu colonelul din cască. Că vedeam cum mă băga câte o, știți? Câte o chestie de genul ăla, de a... Dezrădăcinarea. Care este soluția? Albert Camus, gânditor, nu-i așa, francez, ateu, un om inteligent, a spus că unii fac istoria, alții o îndură. Perfect valabil. Și un necunoscut din România mi-a zis ceva pe care Albert Camus nu știa. Numai că necunoscutul avea 17 ani de pușcărie. Dumnezeu să-l odihnească, Tudor Popescu, Mac. Mă, Dane, mi-a zis, Macă, așa mi-a dat voie să zic. Asta a zis Albert Camus, a zis așa, unii fac istoria, alții o îndură. Da, mă, Dane, dar mai sunt și alții care îi răspund. Eu am răspuns și am făcut 17 ani. Poporul român, Mircea Vulcănescu, marele criminal de război, nenorociții ăștia, ce blasfemie au făcut. I-am zis, dacă era în Polonia sau în Ungaria, îi băteau poporul. Dar poporul român nu tace din lașitate. Lasă-l și pe ăsta. Poporul român a intrat în istorie nu că a putut, că nu a mai putut. Noi întotdeauna am fost împinși în istorie. Mi-a scris un părinte acum, domnul, dar suntem alături de dumneavoastră, stați liniștit. Despre asta este vorba. Poporul român a stat tot timpul cu fața spre Dumnezeu și cu fundul la istorie. Eu nu fac altceva decât să păstrez direcția. Busola. Blaga. Țăranul român a boicotat istoria. Ce spuneți? A boicotat, n-a dat doi bani. Pentru că este cinică, fără de Dumnezeu. Altfel, noi nu eram. Și atunci, România nu mai e România. E o colonie, au băgat și războile pe acolo. Da. Dar una este să te racordezi la România ca la un ghetou, ochiul real, realist. Deci ce e un ghetou de muncă forțată în care fiecare fuge pe unde poate să se descurce. Așa este. Dar ochiul duhovnicesc spune că e grădina Maicii Domnului. Și în clipa în care te racordezi la grădina Maicii Domnului, vezi așa. Și prinzi o forță, o putere, prinzi o demnitate. Eu am dat exemplu, să nu răcească, aveți grijă, prețioși. A Sfântului Siloan Atonitu, raportul între istorie și credință. Avea patru clase primare Sfântul Siloan Atonitu.
La sfânt. Sfinții n-au nevoie de Harvard, de Oxford. Au privirea aia, cunoașterea tainică. Și a scos o poveste. E foarte lămuritoare pentru toată situația din lume. Ce viață alegem. Era un cocoș într-o grădină, într-o curte cu 6 găini și le-a spus că aia este viața. Și zice Sfântul Siloan Atonitul și deasupra era un vultur care plana, văzuse mări, oceane, munți. Și s-a oprit pe margine, la gard, și a spus cocoșului, viața e mult mai mare și mai frumoasă. Și cocoșul a început să râdă. Este ca și cum le-a spune eu la ăștia la Bruxelles sau la parlamentarii români, România e mult mai mare, e mult mai profundă, nu e doar piață de desfacere. Ea râd. Când am vorbit odată și eu în parlamentul acolo, le-am zis la final că mai bine vorbeam la acvariu din Constanța. Era Ștefan Popa Popaz, le făcea caricaturi și am zis, domnule, ești genial. De ce? I-a făcut Dumnezeu caricaturi, tu mi-ai făcut odată? Incapacitatea de a vedea. Mircea Vulcănescu spunea, cea mai bună atitudine de a asculta o suferință este să taci. Îmi venea și îmi dădea sfaturi. Cui? Atunci, cum răspundem istoriei? Coabităm cu ea, suntem colaboraționiști cu demonul ăsta nenorocit. Până când acceptă, mă uitam în poporul român, de ce acceptați, mă, lucrul acesta? De ce nu mărturisiți? Nu trebuie să faci revoluție. Trebuie să pui de un mărășești individual, pe aici nu se trece. Și să știți, preasfinția voastră, că mi-a zis, am avut un foarte bun prieten, era membru al Academiei Răgare în 2003, un englez, Dan, cu cât veți intra mai târziu în Uniunea Europeană, cu atât e mai bine. Eu le-am zis să vă opriți cu Uniunea aici, la intrarea la mine în casă. Englezul. Dacă ați fi puțin mai atenți, o să vedeți că poporul german suferă în adâncul imens. Francezii suferă imens. Ei n-au tăria noastră. Neamul ăsta a avut ceea ce nu e inclus în drepturile omului niciodată, dar este dat de Hristos, se numește, e un drept unic, dreptul la suferință. Nu știu dacă ați auzit de chestia asta. Dreptul la suferință. Hristos și l-a asumat. Poporul român și l-a asumat. O Golgot. Vi se pare dumneavoastră normal, după 1990, bun, s-a terminat cu o dictatură, a fost lovitură de stat, ca dumneavoastră să fiți aici? Nu vedeți că se trece, cum zicea Mircea Eliade, de teroare istoriei? Dintr-o teroare în alta, în alta, în alta. De ce țara asta nu și-a revenit la matcă? De ce valorile ei au fost lăsate să alerge dincolo? De ce forța de muncă a fost lăsată să alerge dincolo? Acum vreau, cum să zic, gunoaiele astea politice să ne bage în război cu rușii prin unirea cu Basarabia și am zis, nu, ne unim când vrem noi, nu când vreți voi, bă, să faceți front. Trebuie să adulmeci. Și, cum să zic, mărturisirea, ați observat că a apărut de mult, se cultivă jena de a fi român. Frica de a fi român. Alții spuneau chiar pe vremea lui Mircea Eliade, își blestemau condiția de a fi român. Bunii mei prieteni, nu este oportun să fim români. Nu este oportun să fim creștini. Săracul Bogdan Petricei Hașdou, unul din marii noștri români și conștiințe, uitați să vă spun un simptom. 1859, Cuza, s-a făcut unirea principatelor, 1869, societatea românismului, în care am încercat să ne coagulăm și noi. Și au apărut articole în presă, cum apar și acum. Că ceea nu e oportun, este, zice Hașdou, e oportun să fii turc, e oportun să fii armean, e oportun să fii izraelit, dar nu român. Și zice, dacă apostolii în plină prigoană nu considerau că este oportun să fie creștini, rămâneam idolatri. Când e oportun să fiu român? Eu sunt foarte bun prieten cu prințul Bogdan Cuza, care este moștenitorul străstrănepotul lui Ace Cuza. Și am zis, alteță, v-am găsit
O scrisoare a unui țăran român către Cuza. Vă dau viața mea și a copilor mei pentru pământul pe care ne l-ați dat. Prima împroprietărire. În război, Ferdinand le-a dat pământ. La pământul, zice Vasile Băncilă, unul din marii filozofi interbelici, pentru țăranul român, la fel ca și Rebreanu. Erau intelectuali, nu erau ăștia cu, de la ziarul Dilema, crăcănați cu un picior la Bruxelles și cu altul în altă parte. Erau români, zice Vasile Băncilă, pentru țăranul român, pământul nu este spațiu. Fiți atenți și expresie, este timp frământat de strămoși. Ați auzit expresia asta? Timp frământat de strămoși. Și în fața unei asemenea evidenții, el îngenunchează. Se ridică în picioare și este puternic în prezent și fără de frică în viitor. E un anumit raport cu pământul. Condiția tragică a poporului român, zice Vasile Băncilă, este tocmai din aceste două dimensiuni. Din punct de vedere geografic, este un rai. Zicea Semir Mehedin Soveja, la 20 de kilometri se schimbă peisajul. Cea mai frumoasă țară din Europa. E un rai, din punct de vedere geografic, e un rai, din punct de vedere istoric, e o nenorocire. Pentru că am fost, ca și acum, de ce s-au pus mâna pe resurse? Și numai pe resurse, acum se pun mâna pe copii, pe suflet, se deșertizează sufletești. Ăsta este demonul de lumină falsă. Venim, vă ajutăm, vă dăm foarte multe drepturi. Îi văd cum îi schilodesc pe aia prin teatru, prin artă. Am văzut o expoziție la Arcub în București. Nu vă puteți imagina. Artă plastică, tineri plasticieni. Eu am făcut arte plastice, 10 ani. Ceva mai lugubru, mai patologic, ca acolo eu n-am văzut. Era tânăra generație. Cu monștri, cu nu știu cât sunt, cu dragi care sugeau din el, cu capete retezate. Era expresia unei patologii băgate. Da, cu asta se ocupă, cu șocuri. Neomarxiștii asta au făcut. Marșul lung, Antonio Gramsci, în scrisoarea lui Stalin, nu faceți cu Homo Sovieticus. O luăm prin educație, prin artă, prin școală, prin familie. Și atunci, stâlpii, noi pe ce am rezistat? Am rezistat pe credință și pe familie. Exact cu ce sunteți dumneavoastră aici. Pământ. Și astea se rup. Se distrug, se zguduie. Nu soluția. Nu sunt rețete ideologice. Care este asta? Rămâi cu privirea fixă la Hristos și de acolo mărturisești. Persoana, zice unul din mari teologi ruși, Nicolae Berdaev, nu se supune masei. Cu ce ataci? Cu ce răspunzi la o asemenea catastrofă? Cu un partid? Cu ceva de clasă? Nu. Cu omul de spirit, de credință. Așa se răspunde. Prin credință. Așa ceva nu se face. Fiecare dintre dumneavoastră, e foarte important ce zicea Sfântul Antimi Vireanu, cum duce omul biserica acasă. Zicea, precum ariciu în vie. Eu mă zic, cum domnule, ariciu în vie? Da, ariciu vine și dă cu spatele așa în rugula de vie și cad boabele. Și le mănâncă. Și după ce se satură, mai dă, își ridică țepii și se rostogolește în ei. Și ia bobițele în spate și le dă copilor. O chestie extraordinară. Așa duci de aici cuvântul mai departe. Dacă tot a spus preasfinția sa, cunoașterea înseamnă iubire. Păi nu vă dați seama, ca să cunoști un popor, trebuie să-l iubești, nu să-l detești. De ce de 30 de ani de zile s-a scris numai împotriva acestui popor? I-am văzut în revistă. De asta doamna care îți deduce bine că nu ești una scritură, a zis ca Zigodi. Pentru că am văzut că suntem niște nenorociți, suntem trădători. E unul care a scris în revista 22 că n-a văzut în toată istoria României un act de demnitate. Ce-o fi cu Brâncoveanu atunci sau cu tot ce a fost, cu nenorocitul ăla care a scris așa ceva? Altul că zice că nu se poate face, a apărut conceptul de microistorie și după asta, dacă vreți, discutăm. Dacă nu mă lăsați să mănânc, că n-am mâncat nimic decât în altare acolo și un pahar de vin, mai dați unul. Nu se poate. Dom'le, uite un idiot din ăsta, Dilema, nu mai știu ce, mare istoric, au zis dumneavoastră, zice că
soldații în primul război mondial, nu ai cum să faci un mic lucru, că n-au avut jurnal. Știți? Ei trebuia să tragă, mai scriau. Mai scriau. Idiotul ăla nu știa mobilizarea când s-a făcut, nici au avut uniformă de vară. Și iarna tot cu vara au rămas. Unii nici n-aveau cizme și mulți erau analfabeți, că era, nu erau tâmpiți. Mare atenție, acum sunt tâmpiți, majoritatea. Sunt cretini. Înainte, analfabetul nu. Știți că analfabetismul ne-a ajutat enorm de mult să nu luăm mizerile de dincolo? Era credința în Dumnezeu. Nu citeau ca acum ce scriu oligofrenii ăștia prin cărți. Apropo, m-au trecut acum Otto Schultz cu domnul Liceanu, extremă dreapta. M-am trecut într-o carte, sunt purtător de extremă dreapta, nu la fotbal, așa? Extremă dreapta, pentru că fac ceva absolut incalificabil. Cultul Sfinților Închisorilor. Ați înțeles? Ca să știți cu cine stați, ați venit, preasfinția sa a invitat o extremă dreaptă. Data viitoare o să fiu portar. Cred că o să mă dea afară de la teatru. Cine știe unde mă mai trece și papagalul ăla pe acolo. Mi-a scăpat ideea, dumne, cu oligofrenii ăștia. Despre ce vorbeam? Hai, nu mai știți nici noastră. De? De? Așa, domne, bravo! Nota 10. Domne, fiți atent aici. Păi, ăia săracii erau în tranșeu. Eu vă spun, că am studiat arhivele, am citit. În tranșeu, știți ce însemna în tranșeu 1916? Ăla stătea cu pușca de la 1877, că încă nu ne duseră francezi. Aveam 3 mitraliere, iar germanii aveau 30. Aveam 30 de avioane, din care 20 erau stricate. Ei aveau 180. Bun. Desculți, tremurând, în afară de faptul că el stătea cu pușca acolo desculți, deasupra era așa: tifos exantematic, febră tifoidă, icter, holeră, mai târziu a fost și gripă spaniolă, și el nu se temea. În tranșeu coborau preoții cu bibliotecă de tranșeu. Adică le citeau, că mulți erau, ce credeți că le citeau înainte să moară? Că au murit cam 217.000. Per total, s-a murit 1.000.000. Noi, românii, în primul război mondial, am dat mai multe victime decât Imperiul Britanic, francezii, Imperiul German, Imperiul Rusesc. Vă e clar? O țară mică. Cam cât a costat. Deci tifosul exantematic care te termina, febra tifoidă care te termina, nu se știa vectorul de transmisie, racheția ăla, Regina Maria se scutura de căpușele alea seara, și noroc de la Dumnezeu că n-a înțepat, era, se ducea printre bolnavi pe acolo. A fost ceva, cum zic, îngrozitor. Și idiotul ăla îmi spune că ăștia nu scriau. Ce le citea părintele Dumnezeu? M-am interesat. Le citea așa, despre Alexandru Ioan Cuza, ca să știe că unirea a fost posibilă și este, adică un precedent. Cum vă spun eu acum, domnule, țara aceasta are un precedent de demnitate. Nu e un gunoi, cum spun aia prin toate ziarele din România, intelectualii noștri de trădători. Are un precedent de mare demnitate. Doi, le citea Sfântul Zilei ca să știe când moare. Domnule, dacă mă duc la Sfântul Nicolae, la Sfântul Cutare, ăla vrea să știe Sfântul Zilei. Și trei, le citea patimile Mântuitorului. Și spune acolo, și aflând țăranul de patimile Mântuitorului, nu-i mai era frică de moarte. Am citit în procesele verbale ale armatei germane la Mărășești, soldatul român, deci germanul, domnule, cinstit, soldatul român a luptat cu disperare până la 1 și a prezentat un cutremurător dispreț în fața morții. Mackenzie a spus, suntem în pericol. De ce? Nu mai au muniție. Începea lupta la baionet. Am aflat din arhive, soldații germani care i-au retras pe front de la Mărășești, când au ajuns spitalizați în București, cu București ocupat de trupe germane, n-aveau rând de cartuși. Baionetă, bâtă și mușcătură. Domnule, este ceva inimaginabil, domnule. Inima, am văzut horă la Mărășești, ăia făceau, horeau. Dar nu că i-au ucis pe nemți. Era transcenderea morții, era dincolo de moarte.
Eu, când aveam vreo 20 de ani, m-a chemat un fost coleg de armată din Ardeal, Maramureș, și a zis, băi, Doamne, mă însor. Și m-am dus acolo cu el, am mers vreo 12 ore cu trenul într-un picior, așa cum se mergea. Și am ajuns într-o comună acolo, prin Maramureș, nu știam, pe la cămin, nu știu ce, darul mirese. Domnul dată, și am auzit o țipurătură din aia. Am ieșit afară, s-a dus și Ceaușescu și comunismul. Erau un vârtej imens, o tropăită de Maramureș, o energie atavică care ieșea din subsolul ființei în afară. Dumnezeule, și atunci m-am întâlnit cu o energie din asta extraordinară. Și știu că m-au luat aia maramureșenii, și că, domnișorule, păi să bem ceva și noi, mie. Pahar de vin cu palincă, praf m-a făcut. Și a zis, păi trebuie să-l joace o fată de la noi. Atât am mai reținut, mi-a zis, nu, tu ține-mă de mijloc. Era ca aia, put your belt în avion, pune-ți centura de siguranță. Și din cauza gradului mare, nu pe loc, mă ruteam toată curtea, până mi-a rupt talpa, la un picior, așa. Și asta a fost un dans erotic cu Maramureșeanca de acolo. Praf m-a făcut. Da? Dar era o energie, eu din București căutam, asta spune Liviu Rebreanu, orășanul s-a dat cu turcii, s-a dat cu rușii, cu muscalii, țăranul niciodată. I-a fost o fixație a lui. Vedeți, primul meu copil, acum e mai mare, e, na, așa. M-a întrebat când avea 5 ani, zice, tata pe om l-a făcut Dumnezeu sau se trage din maimuță? Și am zis, bă, pe om l-a făcut Dumnezeu, dar sunt câțiva din maimuță, ți-i arată tata mâine la teatru. M-ați înțeles? Acum s-a trecut de la maimuța evoluată a lui Darwin, trebuie, nu mai ne cățărăm prin copac, nu, n-am evoluat, acum ne resetăm. M-ați înțeles? Când vă resetați? Că Hristos a înviat, nu s-a resetat. Nimeni nu zice, a resetat Hristos. A înviat, nu s-a resetat. Deci, în afară de că sunt imbecili, trebuie să-i vedeți, mă uit la figura ăla de la Davos, Harare, așa că zice că suntem hăcuibili. M-ați înțeles? Eu dacă cad aici pe trepte și mă arunc coloana, nu poate să facă. I-am zis, un herpes nu poate să vindece. O hepatită nu poate să vindece. Știți? Mă duc aminte, am avut o problemă cu ochiul. M-a pus în armată să scriu, m-a întrebat ăla, ce ai terminat, mă, soldat? Zic, arte plastice. Arte cum? Zic, arte plastice. Trece la vopsitorie. Și am scris un an de zile, trăiască și... Dar lungi, până la... Trăiască și înflăscă Partidul Comunist în frunte cu secretarul său din Atoa și Mâncăceoșul. Trăiască, uite așa, noapte. La inspecție și dormeam câte 3 ore pe noapte. Acum este pauză publicitară de umor. La 9 seara, vă rog să rețineți, nu la 9 și un minut sau 9 fără un minut, mi gădea pleoapa asta așa. Se închidea pleoapa, dar numai la stângul. Și eu am ieșit la raport și am zis, toarși locul prin să-mi raportez. La 9 seara mi se închide pleoapa. Am zis, marș și măta. Nu m-a crezut nimeni. La raport zic că mi se închide, că nu, la 9 se dădea stingerea. Deci nu mă credea nimeni. Am sunat-o pe mama, doctorița, zic, mamă, zic, și mama m-a luat până la cu greu și m-a dus la spitalul militar. Asta ce vă spun acum e de pateric. În pijama pe care scria cu ață puric. N-ați văzut așa ceva. Eu am trecut prin multe. Inspecție, generalul Olteanu, nu cred că mai trebuie să Dumnezeu să-l odihnească, a fost un mare chirurg oftalmolog, operație și pe Hirohito, așa? În spate cu 5 colonei, 10 locotenenți și studenți. Vizita medicală. Avem aici o cataractă, când am operat-o, ieri, da. Să-i se dea antibiotic. Nu? Aici am o extracție, da. O extracție în urma unui accident, o lovitură, o traumă. Dumneavoastră soldat, eu, cu pijama pe care scria puric, Victor și ziceam, prin să raportez, mi se închide pleapa la ora 9. Reacția lui. Da. O să mai discutăm. Mergem mai departe. După o oră m-a chemat la el. Scrie așa. Soldat, zic să trebuie să ajungi. Te duci la clădirea a treia, pavilion, acolo cu rețeta asta. Mă trimisese la nebuni. Eu am fost la nebuni.
înainte să merg la nebune, a venit o asistentă care mi-a zis, erau 10 inși, toți operați cu cataractă, nu vedea nimeni. Iei probetele cu sânge și îi duci la analize. Și mergeau toți după mine așa. Din spital mergeam toți așa. Deci, zic, unde este al laboratorul de sânge? Trebuie... Prin tot spitalul militar central mergeam cu aia 10, mergeau după mine. Parcă erau orbii lui Peter Brueger, știți? Mergeam așa. Doamne, mi-a luat căinuțele și m-am dus la pavilionul respectiv. Ați văzut jocurile alea cu manete, cât o portocală, cât o să... Așa erau ochii asistentei care mi-a primit. Veniți aici la mine pentru ce? Pentru chestia asta. Așa îi făcea ochii. Portocale, țigări, așa. Și m-a dus la etajul 3. La etajul 3 am dat de 3 soldați, 3 paturi. Au fost singuri oameni care m-au înțeles. Și a zis, cum te numești tu? Zic, Dan. A, Danuț. De ce suferi? Îmi cade preapa la 9. Da, nu s-au mirat. Zic, bă, frate, ce faci ciudat? E pentru prima oară când nu se miră. Și zic, de unde stau eu aici? Că văd doar 3 paturi. Păi stai cu mine în pat. Stai la zid sau unde o fi? Nu pus aine. Și unul a luat un papuc de lemn și a dat în cap la celălalt brusc. Și au început să bată cu papuce de lemn, sânge în cap, erau nebuni foarte furioși. Până a venit aia și că iartă-mă, am greșit salonul. Și m-au luat de la nebuni. Ei au fost singurii care m-au crezut că îmi cade pleapa. M-au dus formă la colonel Găitan, nu știu, a spus dat la consult, unde îți dă cu ciocanul ăla, așa, pe... L-a luat ciocanul invers și cu ăla de inox rece îmi dădea pe talpă. Și normal că mă gândim, am făcut... Și mă mi-a dat pe abdomen. Și îți răspund alți mușchi, că face așa... Fiți atenți ce vă spun acum. Sunt singur om din România care a făcut injecție de avort. Sunt unic. Puric unic. Mi-a trimis, te duci și faci o electromiogramă, care se bagă un nac în pleoapă ca să vadă inervația. Și ca să vadă inervația, îmi trebuia și contracția. Că nu așa, că nu aștepta ora 9, să vadă cum mă contractez. Și eu nu știu când faci injecție de avort. Și mi-a făcut injecție, unde să avortez? Că am ieșit pe hol și pe hol era tot poporul român cu analize la urină. Cu borcane pe care era Nelu, George și unul avea un borcan de murături, scria Vasile, erau toți geloși pe ăla, cât făcuse ăla acolo de un an de zile. Și mie mi-era jenă să spun că leșin. Zic, dacă vreți puțin să... M-am dus la fără, praf și pulbere am fost, m-au luat aia, m-au mai ținut 2 săptămâni, la nebun. M-au ținut, doctorii la nebun mergeau pe hol așa. Da, venim imediat. Și, cum zicea mie profesorul Dem Rădulescu, băi, nebunul, când îl joci, trebuie să-l joci firesc. Și culmea, în halate, cum am urcat așa în halate, acolo, vă dați seama, odată mă întâlnesc cu capitanul meu, din armată, tot în halat. Și a zis, ce faci de nu știu, tot trebuie să capitan, zic, sunt aici, la niște analize. Dumneavoastră, eu sunt în tabără la Costinești, mai stau 2 săptămâni. Ce să faci când am auzit că intrava la Costinești? Mă duc și eu pe la plajă puțin. Că n-ai cum să o scoți. M-ați înțeles? E, de ce v-am spus toate astea? Suferința te face să vezi altfel, domne. Ochiul dumneavoastră este ochi al românului suferind. Îi vedeți altfel pe ăștia. Ăștia să mă la cutie așa. Așa. Și așa se culcă tot așa. A. Românul o ia mai încet. Eu am făcut naveta București, Botoșani, nu puteai să te duci la toaletă. Era aglomerație cu copii pe scară, parcă la autobuzul. Făceai pipi doar la Botoșani. Atât. De ce vă spun asta? Că asta fac parte din lotul de suferință. Până când din lotul ăsta de suferință se duci în Occident, imediat îți face pupila mare. Păi ăia stăteau, noi stăteam așa pe scaune înghesuiți și la ușa acolo erau așa sâni înghesuiți, copii. Nu aveai cum să te duci. Și lumina făcea așa. Eu când mă dădeam jos din tren, 2 zile vorbeam așa, unde a fost? Am venit la București, da, am fost problemă. Am zis, ce faci? E bine, dacă era lumina, era făcută special să te nebunească. Nu repara nimeni. Aia. Dom'le, îmi fac Sfânta Cruce, că sunt în biserică. Noaptea, am crezut că e coșmar. S-a deschis ușa
pe la Pașcan, nu știu cum a intrat ăla, ci că ăla și-o pe Nelu aici. Și nu, pentru Nelu, știam cine e Nelu. Era un sac și l-a pus sus. Și l-a dat, dormește, mă, și toți cu picioarele în sus, se trezise Nelu. La o frână a căzut sacul unde era un porc. Porcul a început să miște, dar tu îți dai seama să te trezi la 3 noaptea cu un sac care face așa? Toți am crezut că urcăm, toți am albit. Ăla, calm! Și că te-ai trezit, băi, ce faci, băi, aici? Bă? Hai că-l culcăm! Ăla, suica, văd că și-a băgat o sticlă întreagă în urechi. Nu vă mai deranjează, până la toți, n-am mai dormit niciunul, era toți așa. Eram cu Nelu deasupra. Pe una este să mergi cu Nelu și alta este să mergi cu un tren aici, în Germania. A venit o belgiancă prin 94, dacă aveți dușman, se luați cu trenul de la Buzău la Nehoiu. Personalul merge așa. Poți să te dai jos, faci copii, schimbi provinția, așa merge. Cule cireșe. Bun. Acolo nu se știe care e clasa 1 și clasa 2, cum nu se știe în România, în general. Doar scrie pe ei că e clasa 1, clasa 2, dar nicio diferență. Geamul sparte, ăia, da? Și nașul. Nașul care e nașul păpune la toți. Nu știu, a botezat pe toți, nu știu ce a făcut, e o performanță pe toți ăștia. Ăia joacă table, de regulă jucau cu zauri făcute din pâine. V-ați înțeles? Că na, era ceva așa. Și acolo am avut un șoc. Eu am urcat cu belgianca și ne-a luat bilet. Și aia a urcat acolo, mai știu ce. Ăia jucau table, mai știu ce, și a venit nașul. Și eu, băi, Grigore, vezi că nevastă ta e cu ăla acolo, vezi, ai grijă de la micul, în partea altă. Și dar nu dădea niciun. Eu când am venit acolo, i-am dat biletul. Dom'le, nu știu cum să uită la mine. De ce? Adică i-am dat peste cap un întreg sistem și l-am băgat de frică înapoi și vă rog să mă scuzați. Și i-am dat bani. Păi, așa, măi, tată, păi, dar se poate. Belgianca n-a putut, nu putea să-i traduc. Că nu funcționa biletul la noi. Atâta m-a întrebat. De ce? Adică tu strigi o ordine parohială aici? Noi suntem vechi, bă, băiatule, bă, ăsta este trenul nașului. Și problema a fost când a plecat, n-a plecat ca aici trenul germane sau elveți, așa zici că sunt pe banane. Așa, bum! A plecat și i-a dat un cap în gură la ăla care era cu ziarul. A dat așa, ăla s-a uitat puțin, așa, i-a avea aici o tăietură, s-a speriat. Mi-a zis, chestiul se pasă, a crezut că este cu tremur. Zic, așa pleacă tremurile în România. Zic, e... Dom'le, și la un moment dat au intrat doi. Și că se moară mama, jucăm table, bem bere, și că nu avem pahare, nu avem pahare. Și au destupat alea de sus, domn. E cu moli, lasă că e bune, că e uscate. Și au turnat aia, a făcut hepatită A, B, C, D, E, F, G, H. Când aia beau bere din alea de sus. Era sfântă improvizație, dar nu le-au șters. Și că e câte o moli, lasă că e bune, două dată. Aia de s-a făcut hepatit. Mai mâncau și din zaruri. 6 cu 2, 4. Domnule, și a intrat la un moment dat unul, așa schilodit, pe jos mergea. Miloci, îndurarea aia s-a și speriat. Și că nu, da, ia-te, bă, dă-te de aici. A plecat de o sănătate, ziceai că este sportiv. Deci a venit cu niște chestii de yoga să zică, deci era într-un spațiu. Și când imerești dincolo, toate lucrurile acestea de supraviețuire, toate lucrurile acestea de, cum să zic, șocuri ale vieții, i-a creat românului un sistem adaptativ la suprafață genial. La suprafață. Nu în adânc. Dacă era în adânc, nu mai era asta. Darwin spune, prin adaptabilitate s-a evoluat. Și vine moldoveanul la genial, Racoviță, și zice, fiți atenți, specia care se adaptează tot timpul are toate datele să iasă din istorie. Și atunci este o sfântă încăpățânare. În rest, fac. Și dumneavoastră v-ați adaptat aici la suprafață. Că dacă v-ați adaptat total, nu erați aici. M-ați înțeles? Acum aștept întrebări. Eu vă dau răspunsuri. Dacă pot. Dacă nu pot, răspundeți dumneavoastră. Aia a fost genială a lui Petrețuța. A întrebat o capră de la BBC. Dumneavoastră știți să răspundeți la orice? Da. Socratic. Da. Chiar la orice? Da, domnule. Dar nu vi s-a întâmplat?
niciodată să nu știți să răspundeți. A, ba da. Dar ce ați făcut? Am o metodă grozavă. Care? Rămân perplex. Dom'le, atunci că ăștia vor să le știe pe toate, dom'le. Dom'le, treziți-vă, dom'le, sunteți niște primitivi. Este epoca științei. Știm tot. În locul lui Dumnezeu facem oameni, facem copii, facem semi-femei, semi-bărbați. Eu din Puric ajung Ploșniță. Treziți-vă! Terminați cu icoanele! Este epoca științifică! Vedeți, Occidentul zice, în apus, cunoaștem și nu cunoaștem, dar în curând vom cunoaște totul. Isteria științifică. Și când treci de turnul Severin, mai apare o chestie care merge până în Asia. Incognoscibilul. De-aia zice Olteanu, las-o încurcată, bine că-i vie. Știți de ce se uită Olteanu pe fereastră noaptea nunții? Pentru că afla că e cea mai frumoasă noapte din viața lui. Dom'le, umorul ăsta, domnule, care te salvează, te scutură de istorie, domnule. Te scutură de istorie. Îl vezi că face așa. Este, cum să zic, când a apărut COVID-ul, zice că mama aia e COVID, n-are mama că ți-ar da. Adică, domnule, distruge un context, m-ați înțeles? Îl face, am zis așa, poporul român din imposibil. Face posibil, din posibil real și din real de neimaginat. Ultima întrebare a poporului român, mi-a luat o jumătate de oră să o traduc unui prieten german, eu ne vorbim germană, dar în engleză, era și mai greu. Ultima întrebare a poporului român. Dacă există viață înainte de moarte? Tu e genial, nu știi ce e asta. Moartea e asigurată. Dacă există viață? Așa că vă rog să mă întrebați cât mai sunt în viață. Dacă o să aflați de mine că am alte orientări sexuale, să nu vă mirați, că trebuie să mă adaptez. Dacă cu rușii e aranjată situația, nu mai e. Orice puteți afla, că acum am făcut inteligență artificială. Ați văzut că am avut un video pe Joe Biden, săracul ăla. Vorbea în engleză perfect, dar îi mulțumeam unea din Slobozia. Îi mulțumesc că ai sunt cu vremea Slobozia, Ileana Crăpaciu. Poate să fac orice. Dacă apar mine la televizor, au apărut poezii scrise de mine pe YouTube. Nu am scris în viața mea. Dublează tot, știți? Nu mai trebuie să vă mirați. Dacă nu te miri, vorba profesorului meu, Demrădulescu, mi-a zis, dragă Puric, dacă te duci în Occident, nu poți, dragă, să te miri ca prostul tot timpul. Și eu... Bă, dar nici nu poți face. Zic, dar ce fac, domn profesor? Le combin! Faci... Dom'le, inteligență țărănească, dom'le, uriașă, dom'le. Dar nu-i așa? Și eu m-am dus la Milano și când am văzut domnul din Milano a zis că e frumos. Dacă n-am intrat înăuntru, a zis nu că înăuntru nu era frumos, dar erau 20 de inși care se rugau și 800 de chinezi îi fotografiau. O să mai ta, că n-a zis, nu ai dava, dava. Vede că aici dacă nu-i dai cu icoana în cap, să vină 50 de corinți, că o să mai, o, îi ajunsese exponat. Domnul era, ei erau, m-ați înțeles? La noi nu este aggiornamento. Ce să facem biserică? Și că avem și mici aici, îmi facem un grătar în altar, luați prin partea asta aici. Deci, mai trebuie și noi să ne adaptăm. Să nu puneți gresie la vii și morți acolo. Gata. 10 euro, asta trebuie să vă spun una cu semnături, cu autografe, domnule. Am prin țară și zic, v-am adus cărți, e 5 euro autograful, 10 euro poza. Râd, că noroc sănătate. Și zic, nu, râdeți că la Cluj n-a râs nimeni și nici n-a venit. A plecat toți că... În schimb, în Moldova, unde sunt mai trăitori așa, buluc pe mine așa și simțeam ceva pe spate așa. Dădeau cu portofelul pe mine. Ce faceți, doamne? Cu portofelul, cu genta? Cred că s-ar ține boca, moște. Nu așa. Și că lăsați că știm noi ce facem. Așa că pentru binecuvântări pe dreapta, pe stânga blesteme. E clar? Ca să știți cu 5 euro aia și... Hai, întrebări, profitați. Prima întrebare a fost foarte bună. Spuneți. Păi nu cred că mai văd.
Îmi dați mult, am 64, 74, 84. O zic, unde sunt aici? Vedeți-vă de treabă, ăștia mă termină mult mai repede. Mai bine zis, cum mă văd ăștia pe mine în 20 de ani? Da, știu de ce ați întrebat. Proiectul este să fie praf și pulbere. Zice Sfântul Efrem Siru, și veți vedea amestecul popoarelor, amestecul, domnule, ce bine a văzut, până că tot acum suntem toți o baltă, amestecul popoarelor ca să-l aduleze pe tiran. Proiectul este, au făcut acum orașul de 15 minute, știți, că l-au votat? În România. N-ai voie să te deplasezi, din 2025 va intra, cu mașina decât pe suprafețe de 15 minute. Pe distanțe mari, metrou, tramvaiul, trotineta, ce vrei, pentru că e poluare mare în țară, în lume, foarte mare. E Greta Thunberg, e poluat totul. N-ai voie să mai faci foc cu lemne că poluează, flaturațiile la vaci trebuie scrise. La parlamentari sunt libere, că n-au. Depinde cine flatulează. M-ați înțeles? Deci, o să fie un glob flatulat în 20 de ani. Nu, eu cred, știți ce a zis Mircea Vulcănescu, criminalul de război, criminalul nostru, sfântul nostru. A zis așa, lui Mircea Eliade, și dacă poporul român, printr-un cataclism, dispare și vine alt popor, tot poporul român se va naște. E ceva în pământul ăsta. Subscriu. Mai zicea Mircea Eliade, dacă printr-o catastrofă poporul nu dispare și rămâne o singură carte a lui Eminescu, se știe cine a fost. Poporul român, Doamne, va dăinui. Puric o să fie mai mic decât puricul. Veți dăinui și vom dăinui ca neam. Aici avem o pilă puternică. Privirea fixă. În rest, sigur, masacre, stați că nu o să fie așa simplu. Mutilări, chestii. Dar răspundem și noi. Răspundem istorie. Nu revoluții, nu sticle cu... așa. Tăcut. Pentru că e mai rău decât la început. Fură suflete. De asta e important. Noi și foarte bine că aduceți copiii aici. Pentru că îi văd. Chiar dacă au 2 ani, 3 ani. La micul meu m-a făcut așa. Deci, v-ați înțeles? Ei simt. Cu al nu știu la câtea simți ceva. Deci, peste 20 de ani, nu zic că va fi bine. România va fi. E replica lui Dumnezeu. Ce în primul război mondial eram rași de pe suprafața pământului. E ceva. E grădina Maicii Domnului. Asta e. Așa cred eu. Dacă nu o să fie așa, mă dezgropați și mă întrebați. Dobrogea? Dobrogea e un pământ sfânt. Știți că în Dobrogea împăratul Valens lupta împotriva goților și a intrat la Tomitan, la Tomis. Și acolo era un sfânt, episcop Bretanion. Și a intrat în biserică, cum ar intra acum la preasfinția sa un reprezentant UE și să-i spună, vă rog să luați lucrurile astea, punem cu drepturile omului, cum mai știu ce. El era cu arie. Și Bretania a zis, Măria ta, cum ai fi spus, noi știm că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și nu a ieșit balamuc. Și atunci știți ce au făcut? Ce vă rog să faceți și dumneavoastră? Au plecat toți din biserică, l-au arestat pe Bretanion, lumea l-a luat din mâna gărzilor și l-a întrebat, unde vă duceți? Ne ducem la biserica lui Hristos, tu rămâi aici. Uitați-vă documentul. Bretanion și împăratul Valens. Era împăratul Imperiului Roman. Tomitani. De o forță extraordinară. Apropo de Dobrogea. Știți cum s-au desoprit martirii de la Niculițel? A plouat. Și au fost așa niște cranii. Pe vremea lui Ceaușescu. Erau martirii de la Niculițel. Omul acoperă, Dumnezeu descoperă. Mai vine și veșnicia. Ceasul bate, timpul trece, vremea stă și vremuiește. Eminescu, iară timpul mort și întinde trupul și se așterne veșnicie. Ce ziceți de asta? Caragiale,
Și eu și Mitocanu privim luna. Mitocanu, uite luna. Luna, tu, stăpâna mării, Eminescu. Și eu și Mamelucu din România, guvern sau ce o fi ministru, se uită la România. Depinde cu ce ochi privește. Unul vede ce mai furăm pe aici, ce mai luăm, altul de ce grădina mai ce domnul. Asta e. E cum zicea Shakespeare, soarta unei glume nu depinde de gura care o spune, ci de urechea care o ascultă. Rămâna are prea multă înțelepciune ca să ia lase păștea de capul lor. V-am dat un răspuns profetic, da? Vorbim peste 20 de ani. Dacă trăiesc, mă găsiți la un azil. O să vorbesc rusește sau chinezește, depinde. Altă întrebare? Da, peste 15 ani bănuiesc, mă întreb. De grijă. E aproximativ de vârsta noastră. Și am căutat mereu să-i răspund vis-a-vis de Dumnezeu și faptul că Dumnezeu își are și Dumnezeu își are să lași în trupul nostru. Am informat-o și spune, n-am nevoie de totul, îl am de Dumnezeu, că Dumnezeu și asta a fost ajuns. Dilema mea este către trup. Eu, trupul meu, dorit de Dumnezeu, construcție. Și acel trapet, da? Dragostea mea e condiționată de Dumnezeu pentru propriul său, propria sa creație. Deci dacă trupul meu este creația lui Dumnezeu și Dumnezeu și Hristos și-au sălașul în acest trup, și dragostea aceea nemăsurabilă, agapea Domnului, este în noi, cum putem noi privi oameni în vârstă apropierea de nemurire și cum să ne respectăm, cum să privim respectul față de propriul trup, propria noastră condiție, când un om bolnav spune, eu nu mă duc la doctor, eu nu încerc să fac bine acestui trup, pentru că l-am pe Dumnezeu. Am înțeles, am înțeles. E un reducțiu, adică o reducere ușor fanatică. Sfinții aprobă faptul că doctorii se lăsează de Dumnezeu. Și ei se lăsează. A, că poți să găsești un doctor și mechir altceva. Dar nu vi s-a întâmplat în viață ca un doctor să vă vindece? Tatăl meu, Dumnezeu să odihnească, am văzut o scenă, aveam vreo 5 ani, eram la Tulcea, un tătar căzut în genunchi, se ruta mâna, efendi, tu salvați viața la mine. Cum să zic, este o ispită asta. Eu mă arunc de la balcon că Dumnezeu are grijă de mine. Nu. Nu forța mâna lui Dumnezeu. Dacă i-a dat un medic bun și, cum să zic, o chestie de genul ăsta, aici nu folosesc cuvântul smerenie, că este atât de folosit vorba lui Părintele Stim Pârvă, e din inflația aia rusească, de smerenie. Nu, este vorba de o logică a bunului simț. Sfântul Vasile cel Mare a făcut Vasilia de primele spitale. Sfântul le-a făcut. M-ați înțeles? Deci, neacceptarea unui medic în situație de genul ăsta este un lucru de reducere și de neînțelegere. N-ați văzut că ne și întâlnim în viață cu oameni. Unii oameni sunt aproape trimiși de Dumnezeu, alții sunt și greșeli. Nu, trebuie să accepte o îngrijire medicală. Trebuie făcut tot ce se poate face omenește, după care este treaba lui Dumnezeu. Eu... Și nu vă spun de la mine, eu vă spun pentru că am mai citit din istoria medicinei și am văzut de ce la un moment dat tratamentul se împletea cu rugăciunea. Dar era și tratament. Ați înțeles? Era și tratament. Nu era de ce la, mai ales la paliație, îngrijirea, care este cu totul și cu totul specială. Unde pe lângă asistenta medicală, doctor, intră duhovnicul. Ați înțeles? Oamenii care sunt în clinicile acestea de boli terminale, unde am fost eu la domnul doctor Pavel Chirilă, e o problemă de cu totul și cu totul altă factură. Pentru că se face trecerea dincolo. Apropo, știți că mi-a zis la un moment dat că și-a pierdut până și taina morții. Eram perfuzii, trăgea să moară și se certa cu Băsescu la televizor. Se uită la, băi, jos, bă! Sau la fotbal. Haide, sta! Tecno. M-ați înțeles?
Nu, nu e bine. Deci, domnule, dacă crezi în Dumnezeu, eu nu înțeles că doctorul e Dumnezeu. E un trimis acolo care poate să... Atunci scoatem toată medicina afară. Nu uitați că medicina are un procent de 10% care te vindecă, restul nu. Cum ai scăpat? E, asta este. Știți, cu identitate, era un banc extraordinar la doctorul psihiatru, în cabinet, intră un tip și se bagă sub birou. Brusc. Și ăsta zice, a, știu, sunteți un cățeluș care și-a pierdut mama și caută intimitatea cu otețului. Domnul doctor, ăsta zice, nu, sunteți o pisicuță care a fost salvat. Domnul doctor, nu, știu, un copil orfan și are nevoie. Domnul doctor, mă lăsați să instalez internetul? M-ați înțeles? Concret. Trezire în real. Altă întrebare. Haideți. Cine mai îndrăznește? Vă rog, uitați, luați microfonul, stați așa. Foarte multe întrebări îmi vin, dar acum mă gândesc... Faceți un rezumat. Cea mai important, cum îi învățăm pe copii, pe nepoții noștri, sau care ar fi canalul de comunicare pe care îl vedeți pentru a transmite ideea de a fi român și am înțeles. Să trăiască în sens român. Am înțeles, am înțeles. Eu am să vă spun ce mi s-a întâmplat mie și am scris și prin cărți. Tatăl meu m-a făcut tot așa, o vârstă înaintată, și știți ce rețin? Nu avea forme de educație din astea explicite. Ai grijă, fii atent. Nu, nici pe mine. De exemplu, aveam vreo 5 ani pe la Nehoiu, pe acolo, el era doctor, se retrăsese la țară pentru că comuniștii să nu-l aresteze, n-a făcut politică, dar știa ce porcării făceau. Și am văzut un IMS, dacă mai țineți minte, mașina la IMS, s-au dat jos niște activiști, niște grași, vânători, beți, și era un mistreț acolo, un pușcat. Și la imaginea aia, tata m-a luat de mână și mi-a zis, ai grijă să nu te conducă copiii ăstora. Nu știu cum a rămas în mine imaginea asta. Eu le-am spus că am jucat pentru prințul Charles când era prinț. Și am avut o imagine care m-a salvat. Înțelegi ce vreau să zic? Sunt imagini care vin din spate. Bergson spunea, de dezimagine remanentă. Să te vadă ce faci și ce nu faci. Aveam tot așa, eram mic și bătăi în ușă. Și la 4 dimineața auzeam așa, bă, doctore, marș afară, scoală. Ceva de o violență îngrozitoare. Și tata s-a sculat încet, eu m-am speriat că era mic și am dus ușa deschisă, era un securist cu haine de pilă, cu pușcă și tot așa într-un IMS se vedea picioarele atârnând. Deci a făcut infarct, orașul, prim secretar, marș la spital, să marș, ăsta era cuvântul. Și tata și-a prins o țigară, parcă era coposul când veneau minerii să-l ia afară. Era cald. Și a zis, dragul meu, Eu tratez oamenii, nu funcțiile. Te rog să aștepți. A trecut vremea și acum când am jucat pentru prim social, era teatru înconjurat de mașini, că tocmai îl omorâsere pe primul ministru al Serbiei. Și a venit unul din ăsta în cabină la mine și zic, hai bă, repede, hai jos la treabă, hai mișcați-vă, 2, 3, 4, 5, mai prună, hai. Și m-am dus și, pe urmă, mi-a venit în cap imaginea lui tata și m-am întors pe scări și mi-a zis, bă, dacă te prind cu ăsta, te dau afară. Eu intru în sala de operație, înțeles? Marș în culise. Dar n-a fost forța mea. M-ați înțeles? N-a fost forța mea. A fost ceea ce am văzut. Că e demnitate creștină. E foarte important și mai este o chestie în procesul de educație. Îmi spunea fosta mea coreografă, doamna Malu, are 97 de ani. Dragul meu, cel mai bun este să discuți cu soția peste capul lui, că ăștia sunt caghebiși, ascultă. Și am zis, domnule, i-ai văzut pe tâmpiții ăștia, ai spus toată vremea pe telefon. A zis că nu mai sunt în stare să judece. Cine? El ascultă. Dacă ești pe față, îl răpește ăsta, circul social. Hai mă, lași pe tractul, pe boșorogul ăla mea. Dar dacă vorbiți ușor subversiv, că sunt toți cu caghebeu și aia, și întreagă,
prelucrează. Astea sunt tehnici. Pe urmă cu ăsta, dacă vă vede foarte mult pe el automat. E foarte important, de asta am zis la început, viitorul umbra. Atitudinea. Să vă vadă. Niciun fel de concesie. V-a văzut că v-ați rugat la icoană, că asta, că ați muncit, că... E... Dacă vreți, în clipa în care nu faceți nicio concesie la lumea care vine, el cu asta va rămâne peste 25-30 de ani. Că nu are altă încărcătură. Băi, tata n-a făcut așa. Nu știu de ce... Câteodată îmi vine să fac gestul lui tata așa de silă. Ne-am dus la mare. Era mic, aveam 6 ani cu fratele meu. Nu văzusem decât o grâliță. Și mama zicea, păi cum, țară, la țară, lăsând casa. Dragă lor, am eu un fost pacient al meu, l-am scăpat de război, de la moarte. A venit la mine că avea 6 copii și a zis să nu îl tritem pe front. Și am făcut eu o chestie, vă dați seama, a riscat. Și l-am salvat și este aici, în sat, ne-a potrivit să vină și el și dau lui cheile să aibă grijă. Și ne-am întors și casa era spartă. Și am întrebat atunci, domnul doctor, nu știu ce a fost, poate noaptea am fost, nu s-a întâmplat. Și pe 2 săptămâni, nu știu cum era cu tata, i-a zis milițianul și cu domnul doctor, veniți încoace. El este, l-am prins. Am recuperat și o parte din obiecte și l-am văzut pe tata așa. Și că facem proces verbal pentru... Așa am făcut și eu cu guvernul României de 30 de ani. Silă. Ați înțeles? Că mi-a rămas gestul ăsta. Nici măcar nu... Știți cum s-a făcut? Eu am jucat pentru prințul Charles, m-au dat în ziar că joc pentru prințul Charles și mi-au spart casa. Și mi-au zis, vecina, veniți repede că deja este soția cu poliția acasă. Nu m-am grăbit, pentru că știam că nu prea are ce să-mi ia. Dom'le, până am ajuns după oră, era un plutonier gras care se juca cu fiul meu, cu amprentele. Am zis, și tu mai pe dumneavoastră v-a spart ăsta, dom'le, că e un securist bugat aici, a greșit adresa. Fiți aveam un video luat pe rate. Pe rate. Și aveam un dublu radiocastofon împrumutat. Și o geacă cu fermoară, așa. S-o spre niște americani, m-a încertat cu ei și mi-a plecat mâneca. Deci nu fac așa ceva. Mi-a dus cineva din Germania. Ea, aia se deschidea în timp ce vorbeam. I don't want to make... Se pleca mâinca și ea s-a speriat, a crezut că fac magie. Mi-a furat-o pe aia. Și ăsta a venit poliția și miliția. Poliția. Zice, domnul Dan, așa, zice, fiți atenți ce vă spun, îl prindeți. Lăsați-mă, domnule, că noi fac de 30 de ani. Ăsta în Ghencea, le vinde mâine, în video, în... Fac Sfânta Cruce. După o lună jumate, l-a prins. Dom'le, ce ați făcut, dom'le? Că zice că l-am prins. Veniți la poliție să vă recuperați subiectul. Și mi-am recuperat video, dublu radiocastofon, dar nu geaca aia magică. Și zice, e la noi în arest să vă constituiți, nu știu, în parte civilă, vă tăma. Vedeți, se vede treabă, mi-am dat aia. Lasă, dom'le. Zic, ăsta a eliberat și m-am mai spart de 2 ori. Zic, dar arătați-mi și mie poza lui. Era unul, față de intelectual, era tăiat așa cu briciu. Cum credeți că îl chema, dom'le? Oaie. Cum să apar eu acolo? Zic că Oaie l-a prădat Păpuric. Era la fontenă. M-ați înțeles? Te-am făcut așa. Lasă-l, Dumnezeu. E un fel de renunțare cu silă. Să vă vadă demnitatea asta și traseele astea. No, trebuie 50.000 de mătăni. Pentru că iau foarte multe ispite. Știți? Iau aia, paia, paia. Nu dați nicio importanță. Da, și deci nu pierd vremea cu așa ceva. Am altă treabă de făcut. Lucrez bunica care a trecut prin cameră cu tor, cu cozonacul. Aveam vreo 6 ani. Auzi, dragă, ce tâmpiți sunt ăștia, ci că comuniști, ci că nu există Dumnezeu. Din felul cum a trecut, am primit toată autoritatea. Ce tâmpiți sunt comuniști ăștia. Dar nu mai explicați cine sunt comuniști. Autoritatea se transmite altfel. Deci asta e că dacă te apuci pe manuale, îmi zicea un mare profesor de-a meu, bă, nu-i căuta întrecoare, de ce? Că te ia dracu. M-ați înțeles? Te duci la... Nu, sunt niște în pedagogie și sunt Ioan Gură de Aur. Sunt niște praguri pe care trebuie să le sară.
Sunt niște responsabilități. Și atunci îl vede. E foarte important să te vadă. Ca la coreografie, trebuie să vezi pe coreograf ce figuri face. Dacă vă vede că stați numai la telenovele și la certuri politice, și cine este la alegere acum, Dumnezeule? O carte bună, un habitat, dorul de acasă. De ce nu uit când am trecut podul de la Cernavoda? La 6 ani m-am dus la mare și tata m-a luat în brațe și avea o lacrimă. Și acolo sunt ai tăi, ai mei. Bunicul de la Cernavoda, bunicul meu din partea tatălui, a fost primar. Și am spus ieri că era cel mai cosmopolit oraș, orașel din țară. Turci, armeni, evrei, tătari. Nimeni nu își punea problema ce etnie este sau ce religie. Se întreba atât dacă e om. Vă dați seama? Dacă e om. A venit un schizofrenic de aici, de la Bruxelles, în Dobrogea. This is very interesting here together. We would like to... Băi, aici n-a stat nimeni cu tăblițe ca la voi. Întorceți puțin. Știți că a făcut o antropologă americană evreică studii de antropologie la Detroit, prin 48, și-a luat un român din ăsta, a plecat. La un țăran, domne, și-a luat muncă. În 48, acolo, a prins acolo. Și a zis, dacă e din România, o țară necunoscută, e un fel de maimuță. Și i-a dat o revistă cu 300 de rețete de cucerit o femeie, un fel de tabu, Viva. Și a zis, uitați-vă, ce părere aveți? Țăranul s-a uitat o secundă și a zis, deci 300 de rețete de cucerit o femeie. Și a zis, bă, dar mult timp voia. Și atunci el a întors microscopul. Cine pe cine privește? Eu am fost în Australia și aia aborigine sunt niște tipi extraordinari. Și a venit unul de la BBC așa să-l întrebe pe un șef de trib. Zis, what is your job? Care e profesia ta? Și la bătrânul a zis, my job is to remind you. Profesia mea este să-ți aduc aminte. Și că ca să ajungi la mine ai trecut prin junglă? Da. Mm-hmm. Și ai privit copacii? Da. Dar n-ai observat că și copacii te privesc pe tine? Ați înțeles? Cine pe cine privește? Germanul vă privește pe dumneavoastră, dar și dumneavoastră priviți pe el. O parte din ei au experiența lagărului estic. Dar nici ei n-au cunoscut ce am cunoscut noi. Cele mai mari atrocități s-au întâmplat în România. Profesorul Ceaușu, Dumnezeu să-l numească, care a scris cartea liberă, a zis, ce a vrut comunismul vădare? Zic, schimbarea sistemului, egalitatea. Să schimbe sinea omului. Interiorul. Ce fac ăștia acum? M-ați înțeles? De ce sunteți dumneavoastră îngrijorat? Legitim. Pentru că îi schimbă sinea. Felul. Și mi-a mai zis cu Dallas-ul. Când ne uitam la Dallas, am student și a zis, toată România se uita la Dallas. E serialul. Da, uitam și noi sărăci n-aveam altceva decât Dallas. Femeile își uitau cozonacul în cuptor că se vadă ceva ce bobo ăla. Și mi-a zis, tu te uiți la serialul Dallas? Da. Uh-huh. Și cum e? Păi zic, interesant, așa zic că te ține, zic, are un scenariu cu o intrigă. Cu... Da. Da. Fiți atent aici, privire de țăran, geniu. Bă, tu te-ai uitat vreodată în spatele lor? Zic, în spatele cui? În spatele personajelor, mă, te-ai uitat. Nu, de ce? Bă, tu ai văzut vreodată o carte? Tu nu-și mi-am dat seama, erau numai pahare de whisky și trabucuri. Asta va veni peste noi. Asta a venit. Să vă vadă că citiți o carte. Să povestiți anumite lucruri. Eu îl certam pe tata, nu-ți dai seama, domnule, că comunismul totul se asfaltează, se fac blocuri. Și îl privea pe fereastră, zice, nici anul ăsta comuniștii nu vor avea recoltă că nu plouă. M-ați înțeles? A întrebat, ce ai învățat la școală? Am 14 ani, zic, despre ce frimul și înființarea Partidului Comunist. Nici n-a ridicat ochii din ziar. M-a zis, pe raftul 2 am o carte cu Regina Maria. Direcționar de genul ăsta. Să vă vadă viitorul umbra. Le-am zis că am fost la Muntele Athos
Și l-am întâlnit pe Părintele Daniel, care este băiatul marului actor Dumnezeu să odinească, Octavian Cotescu, cum a fost rector. Și vă dați seama ce întâlnire a fost întâlnire. El povestea în calitate de copil, de fost student, nu știu ce. Și la un moment dat i-am spus, părinte, ce facem, domne, cu ăștia tineri, că sunt spălați pe creier, domne. Nu se poate, domne. Nu se poate. Și au venit gunoaiele alea din Occident, i-au terminat. Sunt drogați, sunt anafectivi, nu mai au tată. Privea așa un fir de albe, domnul Dan, se vor întoarce, domnule. Unde să se întoarcă, părinte, îl certam? Unde să se întoarcă? La ce să se întoarcă? Că n-au nicio valoare, calcă totul în picioare. Domnul Dan, se vor întoarce. Nu mi-a zis, vă zic o poveste, poate are valoare. Să mă mai spuneți, domnul Dan. A venit aici la, acum 10 ani, un tânăr, avea 26 de ani, vrea să facă monac. Și plângea. Și spunea că de la 16 ani la 25 ani a făcut toate porcăriile din lume. Avorturi, vânzare de organe de copii, carne, vie, droguri, tot. Și plângea și a zis, cum să te faci călugăr? Ci că m-am învins. Ce? Când eram mic, la 5 ani, m-a lăsat mama în dormitor acolo și o căutam noaptea și nu vedeam. Unde și ușa era crăpată și am văzut-o pe mama în genunchi, cum se roagă la icoana Maicii Domnului. Asta m-a învins. Și zice, domnul Dan, nu e important ce fac ei acum, ci ce facem noi ca să aibă unde să se întoarcă. Eu v-am zis că m-am întors la tata sau m-am întors la mama. Că e, ce să le cer săracii? E vagabondaj, ei să-mi luați aia, aia, aia. Noi eram pe 2 ore de televiziune, nu? Cât am ei au imens de mult. Au un învățământ. Au pus tot felul de oligofreni la Ministerul Învățământului că au fost reforme, reforme, reforme. România a fost luată în colimator la 2 săptămâni după ce a murit Ceaușescu în materie de învățământ. Eu am zis la mine în teatru cum au intrat infecțiile. Adică este ceva, îi vedeam cum intră. Impertinenți, nu știu, cu tare, fără ce să știi, de Beligan, de Marie Moraru, habar n-aveau. Și nici acum nu interesează. Ăia nu se salvează. Zicea un Sfânt Părinte, lumea care moare nu trebuie salvată. Este o carte, Fiore de Virtu, Floarea Darurilor, secolul XI. Este o scrisă de monahi. E o pasăre, Calandrino. Zice, așa e iubirea. Zice, privește omul bolnav pasărea și simte dacă mai are de trăit, îl privește. Dacă simte că moare, întoarce capul. Așa este dragostea. Privește numai ceea ce trăiește cu adevărat, ce are valoare, viul. M-ați înțeles? Nu privești la patologic. Nu mă refer la moartea omului și la... M-ați înțeles ce vreau să spun? Exemplu ăsta. Pasărea asta, Calandrino, care se uită, e ceva, să vă uitați, noi morfologic suntem toți oameni, arătăm, dar ființial nu sunt toți. Le-am dat ieri un exemplu a unui mare biolog german, Ernest Haeckel, buldogul lui Darwin, care are teoria recapitulării, ontogeneza repetă filogeneza, zice copilul în burta mamei, repetă toate, cum să zic, evoluția aceasta, de la meduză, la caracatiță, la melc, la veveriță, la iepure, până la embrion. Și așa, din punct de vedere biologic, a zis, are dreptate o parte, n-ai încă discutabilă teoria. De-aia am zis, domnule, din punct de vedere social, are perfect dreptate. Eu am stat de vorbă ieri cu o meduză și el zicea că e senator. Dar era meduză. Nu vi se întâmplă? Și cum, un gasteropod. Încântat, și că sunt parlamentar. Încântat. Nu se țin de... Și acum am făcut biologie, totuși, gasteropodul are un sistem limfatic, ceva nu face rău. Nu știți, bancul ăla ne mai pune cu melcul? Coana vulpe în pădure și un melc care mergea cu viteză extraordinară, domnule. Și noi avem să creadă, vulpea zice, aici e geniu poporului român. Melcule, tu care făceai așa, într-o oră, acum faci în 3 secunde, ce s-a întâmplat? Chiar că ți-a ieșit ochii din cap. Și face că e DNA-ul în pădure. Cine? DNA-ul. Și zice, păi și eu am casă, soția are casă. Rămas vulpea. Fuge și ea.
Fuge, ce fuge, ce fuge? Și dă de un cocostră, că stă într-un picior așa. Și cocostră, ce faci cu nevolpe, de ce fuge așa? E de neau. E de neau, domnule. Eu am blană, soțul blană, lasă-mă. Cocostră, cu fuge, și dă de o maimuță cu curul roșu. Aia, gol. Și mai zice, ce este? Cocostră, e de neau. Eu pe picior mare soția. Și alergă și maimuța cu curul roșu, un kilometru, doi, zece, se oprește, gâfă, și zice, băi, dar eu de ce n-ai balerg? Că eu sunt în cur gol, soția, la fel copilul. Condiția socială a poporului român. M-ați înțeles? De ce alergi? Numesc că este... Eram în București, îngândurat, plin cu aia de la teatru, de la Ministerul Culturii, că acolo e anus contra naturii. Eu în fiecare zi mă întreb, ce faci să nu opuric? Zic, tai cu sabia și stau și cu ea în timpul sumului. De ce poate cade o jigodie în timp ce dorm în ea. Și mergeam înnebunit de griji. Fiți, biserica spune că poți să ai griji, să nu fii îngrijorat. M-a întrebat un șofer de taxi, ce înseamnă asta, domnul? Da. Păi, domnul, uitați, m-a tată, uite, să nu intre blonda aia cu taxi, cu jeep-ul pe noi, să nu ne calce securistul ăla, sunt griji normale. Îngrijorate că îmi pun o pătură pe geam. Ei, lumina lui Dumnezeu. Dumnezeu merge cu tine. Atunci poți să fii îngrijorat, nu poți să ai griji, să nu fii ucis de ele, să nu fii robul lor. E, cum să spun, și mergeam în București ăsta așa și la un moment dat Dumnezeu m-a dezîngrijorat. Am găsit o băbuță de o sărăcie, era iarnă și avea teneș și avea punguțe, domne, de plastic ca să nu intre apa. Mergea așa. La o lume care era bine așa. Toată s-a oprit și când am văzut-o, m-am oprit și eu. Zice, maică, ce scrie acolo? Scrie fast food. Și zic, nu mamă, este fast food, o certam că n-a terminat Cambridge-ul. Știți? Zic, ce înseamnă? Zic, ce înseamnă? Zic, că n-am timp. Înseamnă să mănânci repede, mama, asta înseamnă să mănânci repede. Și băbuța a ridicat doi ochi albaștri grigorescene, așa. A zis, de ce, mamă? Dom'le, în clipa aia m-am deconectat de la toate grijile. De ce, mamă? Și am zis, păi, ce rar mama lor, ia să mă împace. Mi-a schimbat, pe asta îmi spuneam de Cilibidache, maestră, de ce nu, mare dirijor, de ce nu dirijați în America? Nu mă duc mai acolo, pentru că ea nu cunosc adagiu. Nu știți, m-am acolo cu ciobanul care stătea în bot, așa. Stătea în botă, domne, de... Și a trecut unul în viteză. Bine, n-ai văzut o cireadă de boi pe aici? Și la calm. Dar ce, bă, te-ai rătăcit? M-ați înțeles? Adică, vedeți, de asta m-a zis umorul românesc care te reglează. Și ăștia așa, mă, fast food, fast lovers, fast thinkers, totul repede, mă? Sunt înțeles numai ca și pirochetele, mă. Îi văd la centru vechi, 4 mese, muzică. Îți cade timpanul pe jos și fuge timpanul. La încă 3 mese, 3 scaune mai încolo, altă muzică. Supra-electronică care face... Toată noaptea face așa. Pe urmă, încă 3 mese, fotbal, gol! Deci, urme, ăia care vin, au ei propria lor muzică aici, cu căștile. Băieții așa și fetele așa. Și intră ca și pirochetele acolo. Stau, domnule, cum poți să stai că e masă aici? Nu poți să-i zici lui aia, te iubesc! N-ai cum? Dar nici nu-i zici. Ca să facă cum am uitat, zic, cum face comanda la bere? Cum zic, nu, bine, n-ai cum, că face pantomimă. Și ăla... Bun. Stați să vedeți, domne. Eu am trecut pe acolo să-mi iau o bere, domne, și m-am uitat. Prietena lui e aici. Nu e acolo. Și nu zice ce vrei să mănânci, e de SMS. Și nu e ce vrei să mănânci, zice... Ce FTK? Și aici, STK, mă. Și este un SMS mic. E cât un idiot, oligofren. Deci, eu cu câinile, cu dulci când trec, trec până lângă o terasă în SS Park și amândoi cuplu sunt așa. Când mă întorc, tot așa sunt, dar numai aia își face botoxul. Și el de la Prohab, de alte... Deci, o lume de cretini. Ia muzică. De 3 ore. Și noi, eu așa îi spun. Privirea este aici. M-ați înțeles? Dom'le, și am zis unui preot, unui părinte în vârstă, zic, părinte,
Părinte, cum să le vorbesc eu de martiri ăstora? Eram disperat. Cum să le vorbesc eu despre eroi ăstora când ăștia să nu mai pașa ceva? Răspuns genial, tepateric. Mi l-a trimis Dumnezeu. Mă, băiete, mă, lasă-i în pace, că ăștia nici măcar un păcat ca lumea nu mai sunt în stare să fac. Tine, e genial, domnule. M-ați înțeles? Eu am rămas uluit, m-a dezarmat, domnule. Niciun păcat ca lumea. O să vedeți că răspunsurile astea românești la situații care un german, un englez nu le găsește ieșirea, domnule. Noi avem o altă ortodoxie unică. Nici rușii nu au. Rușii au mari, sfinți, mai știu ce. Dacă citești Ignatie Brancelinov, Teofan Zol, uite așa cărți mari. La noi știți de ce nu s-au scris? Că nu avea de ce. Pe cine să pe băbuța aia care s-a făcut organic. Acolo sunt după 800 de ani după noi. Acolo cu tăia de gât a fost. La noi nu a fost nevoie. Vă dați seama, este firesc. Este ce a zis Părintele Rafael, noi ca ortodoxia este firească la noi. Este firească, nu este impusă. Curge, știu și eu, legătura cu Dacii, cu cerul, cu transcendență, suntem vechi. I-am zis și eu unui evreu, când a scris, mă, Vechiul Testament, cu 985 de ani lui Hristos, mă, mai bagă 50.000 de ani, dai de noi. Mircea Eliade, tracii, mari anonimi ai Antichității. Herodot din Halicarnas, când a dat de noi, atanatizein, cei care deveneau nemuritori. Așa s-a făcut Mărășeștiu, așa s-a trecut cu martirii prin închisoare, așa trecem și acum. Atanatizein. N-a fost efort. Ești creștin? Nu, stai beregat. Sfântul Simeon Mehedin Sovejea, când în Europa ei abeau sânge din cranii. În acelul trăgeau dacii ca să fie cerul senin. Ia albă, curată, imaculată, brâncuși. Nu putea să iasă dintr-o lume patologică. Enescu la 5 ani la Viena. Mamă, pot să le spun că sunt român? Da, mamă, dar de ce? Să nu creadă că mă laud. Invers. Altul zice, ești român? Vă român? Are you Romanian? Mi-a zis Bibanu, dragă purica, ca bancul ăla, că aveți bideul la baie? Așa, așa, așa. Ați înțeles? România, domnule. Este ceva de înnebunit. Și ortodoxia la noi este altfel. Nu vedeți că are o blândețe, are o înțelegere, are o deschidere, are... Ieri am zis cazul autentic cu părintele protopop de la Sighișoara. Am avut o conferință din asta, conferință mărturie despre dragoste. O găsiți pe YouTube. Dan Puri și poetul iubirii la Deva. Am făcut-o de mult, dar asta am făcut-o în timpul pandemiei. Și erau mai multe femei foarte inteligente. Dacă vreți să vă amuzați, faceți Dan Puri și poetul iubirii, Deva, despre dragoste. Bun. M-a luat părintele și zice, maestru, hai să bem și noi un pahar de vin. Și mi-a zis părintele protopoci că am avut un caz aici la spovedanie, o bătrânică așa. Zice, părinte, am un păcat care îmi stă pe inimă aici de mult. Dar ce s-a întâmplat? Câți ani ai, mamă? 93. Dar ce s-a întâmplat? Eu când am fost fată tânără, m-au fost măritat cu un flăcău, dar au venit... Războiul, l-au luat rușii, l-au făcut prizonier și nu m-a putut aștepta și m-am iubit cu alt flăcău frumos din sat. Mă iartă Dumnezeu! Mama, câți ani au trecut atunci? 65. Au și uitat Dumnezeu, dar uite, ciutești ăștia, catiste, pe aici, mă iartă, te iartă. Domnul Dan vine după 2 luni și zice, părinte, dar am un păcat că îmi stă pe inimă aici. Zice, eu când am fost atât, nu m-am măritat, dar l-au prins rușii, l-au dus în război. Și m-am iubit cu un flăcău frumos din stația. Și nu știu, mama, uite, mai citește aici, când trece la catiste, mai citește Evanghelia. Mă iartă, mă! Te iartă. Domnul Dan, după 3 luni, vine din nou, intact. Părinte, am o mare și frumos. Eu când am fost atât, m-am iubit cu un flăcău. Așa, m-am măritat, și până la plecare, și m-am iubit până cu un flăcău așa frumos din stația. Mama, e mai zis asta. Știu, mamă, dar mi-e așa drag să-mi aduc aminte. Ha, ha, ha.
Doamne, doamne, că-ți despovedanie, doamne. Poți să-i faci ceva? E cinstit? Despre asta e vorba, domn. Dacă altul îi tăia cap. Înțelegeți? Vedeți? Sunt niște nuanțe de o frumusețe. Eu în cartea Omul Frumos am scris de o tipă care i-a chemat-o fiică sa în America. Era pe malul lacului, vai de pe malul râului Buzău, bătrânic, așa nu știu ce, și la vamă, pe vremea Ceaușescu, ea toată viața a stat pe malul râului, domn. Domnule, la vamă a fost o problemă mare, domn. Au venit geamantanul și erau ei, niște pantofi și un bolovan de râu învălit în ziarul România Liberă. Și a venit plutonierea idios din state și zic, tovarășe, veniți aici să vedem ce face, ce cu oaie, de ce, ce este? Zic, bolovan de râu. De ce l-a dat? Și învălit în România Liberă. Și a, de dor. Poftim? De dor. El nu se putea despărți de râu. A luat bolovan. Este ceva, doamne, știți cum e asta? A murit Nicolae de Abijah, Dumnezeu să-l odinească. Cea mai mare conștiință românească a Basarabia, colegul cu Grigore Vieru, a murit în timpul pandemiei. Ai lor au făcut doliu național, la noi au vorbit despre prostituate. Pentru că la noi sunt niște gunoaie. Dacă știți părerea mea, sunt niște gunoaie. Să țineți minte lucrul acesta. Nu jignesc, numesc. Hristos nu i-a iubit pe toți. La farisei, le-a zis farisei. A mai zis și pui de năpârci. Ne-a zis, dragii mei puișori de găină. Dar năpârci. M-a zis, deci năpârci. Gunoaie. Când moare un om de tare al Nicolae. Și Nicolae de Abijah mi-a zis, băi, doamne, să spun ceva. Asta trebuie să o rețineți, că aspect politic este genial, doamne. El care avea un umor și pătimit basarea mea, nu? Zice, doamne, a venit Jacques Chirac în Basarabia, după 1990, așa, președinte Franței. Și s-a întâlnit, nu s-a întâlnit cu ăștia, cu rusofoni, rusofili din ăștia, moldoveni dresați, așa, nu știu, cu tare, cu tare. Nu. Și a chemat în schimb de experiență la Palais de Luxembourg, nu știu, Champs-Élysées, acolo, în Franța, pe ăștia. Vă dați seama, ăștia acolo, și că era unul ăsta mic, așa scurt, rusificat tare de tot așa, moldoveni ăsta. Domnul, și acolo era cocktail. Eu am mai fost pe la cocktail, dar nu se întâmplă nimic. Șampanie, ora la mic, ce tu fais, c'est un très bien, de românii, c'est très intéressant. Și se învârtea așa ca un spermatozoid rătăcit, unul, și la un moment dat, cu Chirac în față. Știi, te întâlnești acum cu Donald Trump, direct. Și s-a uitat, nu a venit să creadă că s-a întâlnit cu istoria în față. Și că, bă, Dane, ăsta știa rusește, moldovenește, și nu știa cum să o lege. Și atunci în creierul lui s-a scremut, a făcut suprasetări peste Davos, în capul lui, și a scos cea mai mare perlă care putea să-i o zică lui Chirac. A zis, parlez-vous français? Lui Chirac, domne. Ăla ce că s-a înroșit puțin așa, și doar ce ăsta stătea cu mâna în buzunar, când a văzut că l-a zdrobit, și a se fâsticea. Și cu ei, assez bien, je me débrouille, începea foarte încet. Și că l-a ascultat cu autoritate extraordinară. Așa. Și la sfârșit i-a zis una de la lipit de ziduri. I-a zis, merci, madame. M-ați înțeles? Dom'le, genială, domn. Merci, madame. Asta e un sfatul politic cât toată. Merci, madame. Asta este. Cel puțin știi cu cine stai de vorbă. Vă e clar? Cât e ceasul noi? Că eu m-am și un avion. E către patru? Doamne ferește, acasă toată lumea. Hai să vă dau autografe. 5 euro poza și... Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc.